Am fost acum vreo 2-3 ani, nu mai știu, la Budapesta de Revelion cu Melinda. Da. Și maica mea, care mie mi se pare că e un om destul de reprezentativ pentru popor, așa. Adică e un om care are niște constructe astea care mie mi se par dubioase în cap, dar pe de altă parte, cum a fost și cu referendumul pentru familie și așa, e un om mult mai ok decât pare. Că ai văzut că dacă te uiți în modul în care au românii prejudecăți și cum sunt intoleranți și așa, pare sinistră situația, dar după aia când vezi în realitate, oamenii sunt destul de ok la bază, au un suflet bun, știi? Dacă îi pui De la asta, masă. da, asta spun, știi? Dar maica mai are chestia asta cu ungurii. Nu are boală pe ei, dar are impresia că există un conflict foarte mare. Și mi-a zis când era la Budapesta, mi-a zis, dar nu mi-a zis din prima zi, că mi-a zis din a doua zi sau nu știu. Mi-a zis, măi mamă, dar aveți și voi grijă cum vorbiți română pe acolo, pe la Budapesta. Și am stat un pic să procesez ce vrea să zică și pe aia când mi-a dat seama, zic, mă, mamă, hai să zic o veste proastă pentru noi ca români. Nu le pasă de noi. Adică pentru noi ungurii sunt o problemă și pentru ei noi nu suntem o problemă. Suntem așa o neplăcere, at best, nu știu, mi se pare că Contra sunt... acum. Hă? Nu e deloc adevărat. Băi, mă refer la relațiile între... Adică gândește puțin ce reacție obține un ungur Da. care vorbește maghiar în București versus un român care vorbește română în Budapesta. Ce vreau să spun e că nu le pasă, nu-i de parcă sunt a, romano, bă, bă, bă. L-am Nicăieri nu prins. se întâmplă chestia asta și la Hă? noi se întâmplă dacă vorbește ungur. La noi există priviri, există o reacție de respingere pe care ți-ai zis acolo. Deci am fost tratat cu indiferență, care poate să doare și mai tare. Dar ți-am zis, eu cred că există un dezechilibru. Eu din câte Adică noi știu, credem că pentru noi conflictul ăsta e mai important decât pentru ei. Asta vreau să dar spun. aici vreau să zic că nu are cum să fie așa. Sau cel puțin, nu din ce am citit eu, că nu m-am dus acolo să văd. Așa. Dar Ungaria a pierdut foarte mult teritoriu de când s-a destrămat Imperiul Austro-Ungar. E un ciot de țară care a pierdut, e mai mare Transilvania decât Ungaria. Și frustrările astea naționale duc într-un naționalism un pic mai extrem. Motiv pentru care a Păi, se câștigat și vede. Orban și la ei și toate astea. Da. Naționalismul ăsta apare și în manualele de istorie ale ungurilor, Ok. unde, de exemplu, sunt tot fel de informații false sau foarte exagerate despre Transilvania, cum ar fi că 50% din populație e ungurească acolo. Și nu e așa procentul. Sau era în altă carte erau puse astea cu linie. Asta nu înseamnă că ăștia sunt... Eu nu spun nimic, nu știu, că eu n-am văzut pe stradă sau nu am informații de genul ăsta, știi? Dar mi se pare că dacă România ar fi pierdut niște teritorii așa de mari pentru bulgari, noi am fi mai frustrați. Știi? Pentru că Transilvania era a lor. Știi? Și cum să fim noi mai frustrați decât sunt ei? E ca și cum eu ți-am luat ție jumătate din casă și tu ești ok cu asta. Dar eu am frustrări cu tine. Nu Dar e acel pe de-a teritoriu nu a doaselea. fost istoric al lor, nu a fost mama Ungariei pe care noi am luat-o. Istoric nu e al nimănui. Nu știu. Păi bun, deci E nu un e. pământ. Păi da, dar vreau să spun că el a fost un teritoriu pe care după aia a fost înglobat în Imperiul Austro-Ungar, nu? Și după aia a intrat în construcția României. Dar nu este un teritoriu care este unguresc de mii și mii de ani, nu-i de parcă. Păi asta încerc să spun, că istoric nu e patria lor, nu e spațiul lor vital, nu e, nu știu, așa, ca să zic că l-am furat noi, noi am luat jumătate din casă. Ok, e un teritoriu care a fost disputat, să zicem, și care a fost și într-o parte din alta, dar nu poți să zici că e matca poporului maghiar și le-am luat noi N-am spus pământul. că e matca, am Păi spus nu, că da. ei au pierdut și mi se pare normal să fie un pic mai frustrați pe tema asta decât Iar noi. eu îți spun că eu n-am simțit în niciun moment, și apropo, cu ungurii cu care am vorbit, n-am auzit niciodată. Îți repet, senzația pe care am avut-o eu, și e doar o senzație, nu contrazic faptele istorice, spun doar ce am simțit vorbind, interacțiuni cu oamenii. Nu am simțit niciodată o boală, hai să o luăm așa, neștiințific, o boală a ungurilor pe români. Adică mi se pare disproporționată. Și mi se pare că mai degrabă în românii au o problemă cu ungurii decât au ungurii cu românii. Nu vorbim istoric, îți spun așa, în realitatea, în momentul ăsta. Poate e din cauza că și, nu știu, o duc mai bine, din nou, neștiințific. Mie mi se pare că Ungaria e ca nivel de trai peste România. Eu când am ajuns în Budapesta, sincer îți spun, mi s-a părut că am ajuns de la sat la oraș. Adică în momentul în care vezi cum arată orașul, ce clădiri au, cum să spun, ordinea și curățenia, nu știu, când vezi cum arată orașul venind din București, chiar ți se pare că ai venit de la sat la oraș.
Deci, bine, le-a scăzut mult în ultimul, în ultimii 5 ani, le-a scăzut... Băi, fluctuațiile de venit mediu și așa sunt una. Eu mă refer la cum e orașul ăla. Adică gândește, da, puțin la amploarea orașului și la cum arată. Adică compară podurile alea, da, ale lor cu podurile noastre de peste Dâmbovița. Da. Adică gândește puțin cum arată clădirile lor istorice versus cum arată clădirile noastre și câte sunt. Da, are o calitate deosebită. Influența austro. Da, din Austro-Ungar. Da. Se simte foarte puternic. Și ți-am zis, asta a fost imaginea pe care mi-am construit-o. Că e o țară care are, nu știu, economic, social, economică, social e o altă poziție. Economic o duce mai bine și că privindu-ne ca fiind mai jos, nu prea ne vede ca o... Bine, sunt sigur că ideea cu ținutul secuiaș, cu asta e o discuție și la e normal. Da. Capitalizată politic mai mult de Orban, din câte știu, adică e... S-ar putea și ei să simtă că e o chestie capitalizată politică. Asta încerc să spun. Da. Adică nu cred că este un issue pentru cetățeanul ungur. Faptul că există ținutul secuiesc și că nu e, n-are autonomie. Cred că este mai degrabă o grămadă de rahați gândărită și la noi și la ei pentru capital politic. Mai degrabă e cât un efectiv lucru care contează în viața ta. Nu cred. Dar așa sunt lucrurile astea în general. Nu știu, eu în această discuție niciodată nu mă simt... Nu știu, toată discuția asta într-una mi se pare că e foarte ca mimul ăla cu, nu știu, oameni care se ceartă, români, unguri, nu știu ce, și, nu știu, în Transilvania, românul cu ungurul beau și sunt general. Păi asta e ce spuneam eu în aia e, în special. Exact asta spuneam, că cea mai mare boală pe unguri este exact unde nu sunt unguri. Și adică eu... în afara arcului carpatic, eu, mergând foarte mult prin țară, am... studiat chestia asta, nu științific, din nou, că știu că publicul n-am empiric. Studiat-o. Empiric, am foarte multe dovezi din asta. Adică în Ardeal, oamenii având interacțiuni directe, crescând împreună și așa, da, nu, el nu mai este un altul fără față. El este un om, da, care și el se mai îmbată, se mai e trist, mai petreci cu el, te mai cerți, e un om. Pe când, în momentul în care ieși din arcul carpatic și ajungi în Moldova sau în Sud sau așa, acolo, nemai având, fiind depersonalizat, este verși în recipientul ăla tot ce înseamnă că ea sunt niște oameni răi. Căcat, e un mecanism exploatat de mii de ani. Și așa funcționează cu absolut toate mecanismele astea de demonizare și poți să înlocuiești acolo, să pui orice la îndemână. Dar e important oamenii să nu aibă experiența... Da. Directă. Da. Și culmea merge și așa, dacă te uiți la Germania în anii 30 cu evrei, merge și așa, că ei aveau vecini evrei și tot au putut să-i demonizeze. Deci nu-i de parcă în Germania nu existau evrei. Doar că a fost un efort foarte intens acolo. Adică atunci când ai și contact, trebuie să fie un efort uriaș să fie un ca efort să-i convingi pe oameni că bă, vecinul tău nu e. Dar nu ce, ce voiam să spun este că a funcționat și așa. Acum gândește cât de ușor e dacă nu... Da. Da. Și de asta e foarte interesant, că de asta era gluma aia cu ungurii ne fură țara, țipat la Iași. Da. Unde nu e picior de ungur. Na. Deci asta spun că, într-adevăr, în afara arcului carpatic, acolo cred că fermentează mai tare toate chestia astea, pentru că e o depersonalizare. Cine sunt ungurii? Niște oribili. Pentru că e abstract. E o chestie care se construiește într-un discurs în timp. Și exact asta se întâmplă și pe internet, că asta e o altă chestie care mă... Asta e o chestie care o să răsufle încetul cu încetul și o să dispară. Nu are cum să supraviețească. Ura față de unguri. Nu cred că o să dispară, pentru că o să fie tot timpul profitabil să fie. Dar unde e ea? Unde e ea? Unde e această ură față de unguri? Că tot timpul, adică e o ură tot care se vorbește. Când îți construiești identitatea asta națională, tot în secolul 19, o construiești în relație cu vecinii. Și ce identitate și-au făcut ei. Deci ce credem noi că sunt românii? E construit în același timp și de bulgari. De ce cred bulgarii că sunt români și ce credem noi că suntem bulgari? Da. Și ungurii și sârbii. Și poate face o analiză a identității naționale în funcție de țările. Eu aș vrea doar să zic de asemenea că pe acest subiect de români versus unguri în România, când se discută asta, poate ar fi util de amintit că cum s-a pornit această discuție, sau bine, nu știu cum arată aia în comunism, dar cum a pornit această discuție și acest conflict și scandal este că a fost prima operațiune a securiștilor de după Revoluție, a fost să facă scandal la Târgu Mureș și în, nu mai știu datele, îmi pare rău. În 90. În 90, în martie, imediat după. A fost prima chestie
Da, da, că după aia în iunie a fost mineria. Nu? Și după aia, da, după aia s-au... s-au axat pe București. Da, 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 da. Prima da, da, lor operațiune a fost exact pe acest subiect, că era chiar ceva de genul uite, ăsta. Uite, o poveste foarte, foarte interesantă apropo de evenimentele alea de la Târgu Mureș. Am auzit-o de la niște oameni în Mureș, care erau copii, bineînțeles, când se întâmplau lucrurile astea. Și care, într-un fel, arată dimensiunea asta umană a unui conflict care, de cele mai multe ori, artificial creat și așa. Povesteau ăștia, eram la bere cu ei și povesteau, erau un grup de prieteni, vreo 5-6 prieteni erau, undeva aveau, nu știu, probabil că vreo 9-10 ani cât aveau în 90. Și erau, bineînțeles, unii români, unii unguri. Și erau copii și încercau să se întoarcă acasă în... evenimentele alea, în țara aia, când a început războiul acolo, război civil. Și s-au bătut, nu știu. Da, și ei, pentru că erau copii și prieteni și așa mai departe, au lucrat ca un grup să ajungă în siguranță acasă, în sensul că atunci când veneau românii, ieșeau românii în față, îi vorbeau cu ei, ziceau că sunt cu prieteni și că așa, că nu știu, și hai, duceți-o acasă. Și când veneau unguri, ieșeau unguri în față, îi vorbeau pe maghiară cu ei, că toți maghiari prin să ajungă, hai, duceți-o. Da. Și atunci, asta mi se pare că este adevărul uman în toată chestia. Ai niște oameni care o iau razna pentru că oamenii simt nevoia să o ia razna și au niște energii care ies de multe ori în violență și în bătăi și așa mai departe. Dar adevărul uman acolo este că ai 6 copii care încearcă să ajungă acasă, frate, și care lucrează împreună român cu unguri să ajungă acasă. Ăla e adevărul uman. Da. Restul este, după cum știu, securitatea. Da. Da, îmi pare foarte rău că nu mai țin minte exact detaliile de la chestia aia, dar a fost foarte urât. Adică ăștia aveau obișnuința asta, să spargă magazine și să atâțe oameni și să așa și după aia... Ceea ce nu e greu. Și din asta s-a făcut SRI-ul. Când a făcut asta, mă știi când s-a dus unul să cumpere un mic de la Kaufland? Dar ce vreau să zic că e că eu nu înțeleg niciodată discuțiile astea și la nivel uman nu le înțeleg niciodată, pentru că majoritatea acestor diviziuni de... Și când vorbim cu termenii ăștia de ai noștri, ai lor, al nu știu ce, sunt noțiuni abstracte. Majoritatea cuvintelor care se spun pe temele astea vin din non-probleme inflamate artificial. Apropo de identitate, mi-am dat seama de chestie, vreau să vorbesc cu Victor la podcast. Dar ne-am dat seama după ce ne-am oprit. După ce am oprit podcastul, am continuat discuția și am ajuns la ideea asta care mi s-a părut interesantă. Și apropo ce vorbeam mai devreme cu umplut identitatea personală cu identitate națională și așa. Măi, sunt niște oameni care simt, ca noi toți de altfel, sunt niște oameni. Toți oamenii simt niște goluri în identitatea lor și fiecare le umplă cu altceva. Unii oameni le umplu cu această apartenență la trib, la un trib. De fapt, cred că aproape toți oamenii le umplu cu apartenență. Unii oameni aleg acest trib, al românilor, de exemplu, ca să-și umple identitatea personală. Și în momentul în care faci asta, devine foarte important celălalt. Pentru că, nu știu, mi se pare că la nivel național e foarte greu să te descrii pozitiv, mai degrabă te descrii negativ, prin opoziție. Da? Și deci asta e ideea la care se sunt cu Victor. Dacă tu nu ești dăla, eu cine sunt? Dacă tu nu ești ungur, dacă tu nu ești țigan, dacă tu nu ești gay, păi eu cine sunt? Și atunci te definești prin opoziție. Eu sunt ăla care nu e. Și atunci chestiile astea nu o să dispară, pentru că sunt foarte mulți oameni care așa își construiesc identitatea. Eu mi-am construit identitatea așa. Eu cred despre mine că sunt român. Okay. Și că înseamnă ceva asta. Dar nu o fac în opoziție cu ungurii. Da. De exemplu, tu ai reușit, dar tu pentru că ești overthinker și pentru că stai foarte mult să te autoanalizezi, ai reușit să faci chestia asta și uite, și tu o deschizi ca un proces la care te-ai încămat și pe care l-ai dus la capăt. M-am gândit la el. Păi da. Timp, da. Da, vezi? Aproape nimeni nu face chestia asta. Adică, de pildă, cred că limba mă definește într-un fel și că e un instrument bun pentru mine. Asta nu înseamnă că știu și eu engleza, e mai proastă sau mai bună sau nu știu, asta e o limbă. Da. Cred că experiențele comune ale noastre, faptul că am colecționat gumă turbo, faptul că cel puțin că suntem aproximativ de o vârstă sau ești un pic mai în vârstă, nu mult. Faptul că ne-am jucat vați ascunselea, faptul că am trăit niște experiențe comune, am votat la alegeri, am făcut chestiile astea, ne
nu ne definesc, dar ne dau niște contururi așa, pe care le avem noi și nu le au alții. Da. Nu e ceva în gene, nu e ceva că m-am născut eu, nu știu ce pământ magic sau așa, dar e o experiență comună a noastră, că am ascultat niște melodii da. La un moment dat, că erau niște hituri vara, da. Că, nu? Băi, mie mi se pare că, uite, o altă chestie pe care o discutam cu Victoria asta, care ar fi diferența între naționalism și patriotism? Și eu văd diferența, nu știu dacă am dreptate, eu zic doar cum o văd. Diferența o văd exact la asta, valorizare pozitivă sau negativă. Adică da. Patriot mi se pare un om, uite cum e el, care zice, băi, eu sunt român. Și deci cred lucrurile astea despre mine și deci aici o văd eu doar așa. O văd și că patriotismul fără acțiuni mici nu există. Adică patriot înseamnă și să iei un gunoi de pe, sau să nu-l arunci, să îți vopsești toate casa. Toate lucrurile astea care nu sunt niciodată incluse de fapt nu, în cuvântul patriot. Dar mi se pare că aia e, cum să spun, fundația patriotismului. Da. Știi? Să ții curat, să nu faci scandal, să nu scuipi, să nu... Adică tot ce înseamnă... Tot ce înseamnă lucrurile care cu adevărat afectează alte vieți. Și care nu sunt niciodată incluse niciodată. În patriot. Pentru că patriotismul tot timpul e discutat la un nivel abstract, unde toată lumea se simte deresponsabilizată. Știi? Neam. Când zici neam, nu vorbești de nimeni. Știi? E ca design by committee. Știi? Neamul românesc va... Care neam? Exact. Neamul de la Babadag sau neamul de la Sighet? Sau neamul de la... Care neam românesc? Sunt diferențe totuși. Chit că ne unește. Ceva. Da, e, și ideea este că mie se pare că patriotismul e ăsta și care pleacă de acolo, de la a încerca să nu faci viața oribilă altor oameni sau să-i ajuți dacă poți. Iar naționalismul mi se pare o chestie care se definește în opoziție. Naționalismul mi se pare o chestie care luptă împotriva, nu neapărat pentru. Adică mie naționalismul mi se pare exact chestia asta de bă, noi suntem, eu atât de mult iubesc poporul ăsta că trebuie să omor pe cineva. Știi? Adică, nu, ai o, la un moment dat o glumă foarte bună în specialul ăla cu fai cum era. Atât aia, de plin de iubire că iese ura. Exact. Da, da, da. Mai că oamenii atât de plin de iubire încât singura chestie pe care o fac este să urască. Să urască. Așa văd naționalismul versus patriotism. Patriotismul care înseamnă treaba asta. Adică exact ca într-o relație, știi? Există relații în care ești bărbat, îți iubești femeia, faci lucruri pentru ea, pentru familie și așa mai departe. Și există iubirea aia în care te uita la ea, te bat să mor eu. Bă, fă-te atât de tare, te iubesc că îl bat pe ăsta. Da, așa e. Care e relația? Ce ar vedea oamenii ca fiind o relație sănătoasă? Ăla care bate pe toată lumea pe stradă de mult ce își iubește femeia sau ăla care își iubește liniștit și au împreună o viață, știi? Ce mai voiam să zic este că apropo de oameni care își umplu identitatea cu chestia asta este că modul în care îți umpli și cum ajungi la ură, cred că depinde extrem de tare de discursul pe care l-ai în jur. Pentru că dacă facem clar. Acest exercițiu de imaginație, care mie îmi place destul de adesea să-l fac așa, doar for shits and giggles. Dacă discursul în general, în aceste societăți, ar fi, bă, noi suntem oameni, ăia sunt oameni, cu toții suntem oameni. Nu folosește nimeni avem... discursul ăsta. Asta vreau să zic, că nu folosește nimeni, dar pentru un discurs absolut. Dar tocmai da, că nu folosește nimănui și ce înseamnă asta este că tot acest discurs este cel mai adesea ăsta bazat pe diferențe și așa mai departe. Da. Este o artificialitate. Tu ai spus chestia asta cu problema poporului român cu omogenitate, 95%. Din punctul meu de vedere, poți să iei asta și să te uiți la această planetă și să fii gen, "Pă, suntem toți oameni." Suntem da, toți oameni. Specii. Da, da, da. Dar nu e absurd ce spui. Adică da. Mi se pare cel mai des, mi se pare că discursurile astea sunt între națiuni și popoare și diferențe sunt așa, gen ca două păduri, uite, care se uită una la cealaltă și sunt gen acum, bă, nu, copacul ăsta e diferit. Eu sper nu că podcastul ăsta nu iese din bula voastră, pentru că imediat o să vină țară niște oameni să zică că ești un globalist infect și un neomarxist care vrea să dispară identitatea națională și care atacă neamul știi românesc care, pentru că vrea să dispară popoarele. Știi care e valența pozitivă de la acest globalism, din punctul meu de vedere, umanism. Adică da. Să ne concentrăm pe faptul că suntem... Da. În afară de identitatea noastră națională, chiar acum se întâmplă crearea unei alte identități. Tot felul de istorici europeni consideră că au eșuat la crearea Uniunii Europene pentru că nu au creat această identitate europeană pe care o avem noi făcută în secolul XIX de unii înainte să facă statul român. Și acum apar, acum 5 ani s-a publicat prima istorie a Europei în sensul ăsta, care să ne unească pe toți ca și cum am avea toți o poveste comună. Da. Și sunt unii care se chinuie chiar acum
să facă aceste povești. Deocamdată nu e în literatură, dar în catedrele de istorie din Olanda sunt câțiva care fac chestia asta. E un grup de oameni care au zis că trebuie neapărat să facem asta, să găsim un șir comun care să lege Uniunea Europeană. Uh-huh. În felul ăsta nu o să se mai destrame așa de repede ca Anglia. Trebuie... O să considerăm că suntem toți niște frați. Și pentru asta avem chestia asta, identitatea europeană, da, care făcut... deocamdată nu e subiect de discuție la televizor, dar probabil că pentru copiii noștri sau așa, la un moment dat presupun că dacă ăștia își fac treaba așa cum au făcut-o și înainte ceilalți, o să fie. E foarte interesantă chestia asta. Ascultându-te, mă gândeam așa că atunci când zici identitatea europeană, pentru mine, de exemplu, cetățean român, sună fantastic. Nu simt în niciun fel că există o identitate europeană. N-am... prea văzut-o nici la alții oameni care am întâlnit din alte țări. Dar mai știi ce vorbeam mai devreme? Că e important, adică că te descrie și cum te văd alții. Mi se pare foarte interesant că putem să aflăm identitatea asta europeană de la americani, exact. Ce descriu ei ca fiind exact. European. Exact. Pentru că dacă mă întreb ce e european, pe mine n-am idee. Dar de fiecare dată când mă gândesc la ce aud în filme, că zic americani, oh, this is so European, da. Aia, vezi că aia îți... Aia ar fi, de fapt, o identitate europeană. Brânza e europeană. Brânza eu am avut șocul ăsta. Am stat un an în state și am avut șocul ăsta, apropo de când mi-am dat seama că eu am identitate europeană, când ziceau oamenii că sunt european și da. Ziceau că fac lucruri europene. Sau... Ceea ce nu, și atunci, nu l-ai privit niciodată ca fiind european. Ok, dar nu știu, se simțea bine. Dar erau lucruri... Ce fel... Dă-mi un exemplu de lucru care era privit ca fiind european. Că sunt curios cum l-aș vedea eu sau cum le vedeai tu. Out of the box thinking, nu știu cum să zic, adică în afara... Ce asta era privit ca fiind european? European thinking, nu știu, că este ceva, un fel de gândire exterioară. Dar și de la nivelul pur și simplu a faptului că eram identificat ca european, nu eram identificat ca român sau așa, era mai... Europeanii era mai shorthand pentru români. Păi cred că la ei, cred că în America europeanii e încărcat cu ceva, pe când român nu cred că e încărcat cu mai da, mult. Adică da, atunci... dar e tot un amalgam așa. Și de obicei perspectiva asupra ce înseamnă european era mai progresiv, mai avansat, mai civilizat, cumva mai da, asta luminat. Asta zic că mi se pare interesant că de fiecare dată când... Eu n-am auzit niciodată în filme, mă rog, n-am auzit niciodată în filme european încărcat negativ. Adică da, n-am auzit niciodată, ah, ce european e chestia asta. Tot timpul e, oh, ce european, adică tot timpul e un fel de... Cam cum zicem noi francezi, știi, oh, how French of you, știi, așa e, de european. Dar ei au un complex uriaș față de europeni. Ar trebui inclusiv. Și ar trebui să-l aibă și îl încurajez. Da. Chiar nu încurajez, că da. Prea au multe arme și sunt mari. Ar trebui să da. Se simtă în nesiguranță da. Un pic așa. Au unul mare, inclusiv din arhitectura lor în care... Provocarea istorică europeană, care nu e, eu nu știu chestiile astea de la frunza ierbii, dar este că există o identitate europeană pe care noi nu prea avem voie să o pomenim. Europa a fost unită pentru mult timp ca o cauză creștinească. Mm-hmm. Și dacă pui creștinismul ca identitate europeană, funcționează 2000 de ani chestia asta. Mm-hmm. Și poți să faci o poveste de, mamă, frate, cum eram toți creștini și ne duceam să mm-hmm. atacăm Israelul, mai ținte când erau cruciadele, mai ținte când ne-am unit cu toții. Știi, dar foarte interesant, de ce? Zici că există ceva, dar nu avem, cum ai zis, nu avem voie? Nu e voie. De ce? Nu e vorba de voie. E vorba de, dacă tu dai identitatea asta, s-ar putea ca mulți să nu se mai regăsească în ea și să nu vrei să construiești noua identitate europeană pe valori vechi creștinești, care nici n-au fost foarte bune nici la vremea respectivă și, știi? Dar, per total, Europa, dacă vrei să o unești da. Cu ceva 2000 de, din secolul 4 da. Până acum, e creștinismul, știi? Da. Da. Eu nu prea am apucături de-astea conservatoare sau ceva, dar, bă, e ce e, adică dacă asta e adevărul istoric, n-ai cum nu să... Nu e vorba de adevăr istoric. Păi, măi, tocmai l-ai prezentat ca un adevăr istoric. Asta e un adevăr istoric. Da. Dar noi când construim identitatea, am fost, cred că... Deci au dreptate de conservatorii creștini da. Când zic, domnule, ăștia vor să atace creștinismul și uite cum... Deci, bă, să... e foarte adevărat, da. Asta ce da. Zice el este, adică până și da. Eu... care sunt oarecum mai degrabă progresist, îl văd ca un atac la adresa creștinii. Bă, frate, uite, s-a întâmplat chestia asta, dar o să ne prefacem că nu s-a întâmplat, că acum vrem să facem altceva. Deci noi putem sună să... a o... Fii, adică... Bă, noi doi putem să fim de acord că identitatea e un construct, da? Că nu există, că e o fantezie, identitatea națională, pe care au făcut-o ăștia în secolul XIX, după cum am zis. Da. Nu? Așa. Cu poezii și cu toate astea. E,
în constructul ăsta pe care îl fac niște oameni care leagă niște legende, fac niște legende din niște fapte istorice. Faptele astea sunt alese cu mâna. Da. Sunt alese special pentru că noi ne-am luat bătaie în Evul Mediu la greu. Dar Pașa Hasan a fugit de ăla, hai să-l facem. Dar Mircea cel bătrân a câștigat o bătălie, hai că-l luăm pe ăsta. Sunt alese special. Acum e aceeași problemă din nou. Ce întâmplări alegem noi special ca să reprezinte cât mai mulți oameni din Europa de astăzi? Într-adevăr, la modul concret istoric ar fi creștinismul. Da. Dar la modul care să fie bun și pentru nepoții noștri, mai vin și mulți turci, mai emigrează unii din Siria, să se simtă toată lumea reprezentată. Deci nu au dreptate conservatorii. Vezi? Da, dar înțelegi care deci e rostul. Deci imigranții din Est ne distrug. Deci dacă n-ar veni toți imigranții din Est, din Siria și din Turcia, am putea să avem niște uniune creștină albă care ar avea clar o identitate istoric fundamentată și noi acum pentru că au venit niște musulmani refugiați, acum trebuie să ne schimbăm toată identitatea ca să includă și pe nepoții lor? Da. E, uite, aici încep să știi că mă ia așa un conservator. Mă ia începe să mă ia așa un pic de conservatoriști. Tu vorbești serios? Nu, da, nu te mint în totalitate. Alt mod în care poți să spui chestia asta este că ce nu poți să pui la îndoială este că tot acest spațiu european de la Platon încoace, să zicem, e bazat pe valori care pe valorile creștine. Da. Valori în sensul ăla de ce e bine, ce e rău. Da. Creștinismul a dictat aceste valori. E bine să, e rău să. Da. Nu face. Da. Și de bine, de rău, în tot acest spațiu, aceste valori s-au lipit, care întâmplător sunt valorile creștinismului. Da. Dar problema e că într-o discuție în asta de complicat, de cum faci mitologia unui întreg continent, cum încep să zici, bă băieți, haideți să vedem ce a zis Nietzsche despre cum despărțim valorile de religie și să ne dăm seama că nu e chiar așa, asta pur și simplu așa au fost în religia asta, dar hai să vedem cum facem alte valori, dar care să nu fie neapărat pentru că e Dumnezeu, ci pentru că, dar concret vorbind, ce e bine, ce e rău, rămâne cam la fel. Am învățat din creștinism. Da. Sunt dictate ale creștinismului. Și nu vrem să le schimbăm neapărat pe alea. Dar vrea să nu e vorba neapărat că ele sunt rele. Le decojim de... Dar să le deconectăm de Dumnezeu. Da. Putem uite, să... Din nou dreptate. Băi! Băi, frate, băi! Mă simt ca la o întâlnire secretă a zioniștilor neomarxiști globaliști care vor să distrugă neamul și aici patria. Aici au plănuiam. Care într-adevăr... Care într-adevăr... Ok, poate e recent construită patria, dar nu o distrugeți, da? Adică o fi neamul numai în secolul XVIII, dar lăsați-l dracu acolo, da? Da. Nu știu, e, eu ce vreau să spun este că... să fie neam, când întrebai românii, problema lui Cogălnicianu cu neamul era că oamenii ăștia nu știu că sunt români și când îi întrebi îți spun că sunt creștini. Pentru că înainte, când eram în Imperiul Otoman, așa se definea lumea. Ăia sunt musulmanii, turcii, otomanii, nu știu ce, noi suntem creștini. Da. Împreună cu bulgarii și cu așa, noi credeam că suntem cu toții creștinismul. Da. Nimeni nu credea că acolo aici ar trebui să fie graniță sau ceva. Erau creștinii și otomani. Iartă-mă, numai la nevastă mi-a sunat telefonul, dar acum nu pot să vorbesc. O pauză mică. Eu nu știu cum, toată lumea vorbește de chestia asta. Am auzit mulți oameni. Da. În comunitatea mea, nu știu ce, cum aflu eu care e comunitatea asta a mea? Suntem rec? Merge? Da. Uite, se leagă perfect de discuția dinainte. Uite, exact cum ziceam. De unde știm noi ce popor, ce e popor la fel? De unde știu ce comunitatea mea? Da. Comunitățile au niște, adică, nu știu, mie îmi place, de exemplu, la cine știe ce simt că e o comunitate. Am și interacționat mai mult cu ea. La între show-uri nu simt neapărat o comunitate. Sunt niște oameni care comentează, dar care sunt destul de diferiți între ei, fiecare are... Și îl preferă pe altul dintre noi și au fiecare, adică nu simt că sunt foarte legați, dar la cine știe ce simt că e o comunitate. Da. Și mișto, cum știi că e o comunitate? Păi nu știu, e în primul rând o atmosferă generală pe care o vezi în comentarii, pe grupul de Facebook, sunt niște oameni care sunt statornici acolo, care sunt mai de mulți așa. Și încep să-i cunoști pe unii dintre, adică eu pe grupul de, adică din oameni care ascultă cine știe ce, cred că sunt vreo 10-15 pe care i-am învățat după 3 ani. Îi știu ce fac, unii fac clipuri, alții pun meme, unii comentează, alții pornesc discuții, știi? Și asta e foarte importantă, mie nu mi se pare importantă o comunitate
Nu știu, bine, poate să-ți placă sau să nu-ți placă. Cel mai important lucru mi se pare cât de, nu știu cum să spun, cât de constructivă e comunitatea. Adică am văzut în mai multe comunități elementul toxic este ăla în care încep să se certe. Deci cu cât de mult poți să eviți să se certe și să se jignească. De fapt nu să se certe, că să se certe poate să însemne și că se contrazic. Nu, să se jignească degeaba. Adică tu vii și postezi, a, uite, mi-a trecut mie până cap asta, vine și zice, ești prost. Și atât, știi? Adică, asta n-am văzut. Bun, atunci înseamnă că încă e sănătoasă comunitatea. Dar în momentul în care începi să vezi oameni care atacă fără să aibă nicio miză, deci atacă de dragul de a ataca, atacă doar așa că, știi? Aia trebuie singura să înoate cu peștii. Că aia distrug, aia îți alungă oameni. Da. Îți, și încet, e ca un cancer care se întinde, știi? Și încet, încet alții simt nevoia să le comunice că nu, ba, tu ești prost și ca la tumoare. Începe să crească zona asta și după aia... Asta s-a întâmplat la clipul cu legionari. Foarte mulți legionari. Da. Tu le dai ban? Pe ce? Pe... Pe comentariile alea de jos? Pe YouTube? Da. Am dat ban în momentul în care a fost jignit, adică în momentul în care vin și înjură sau... Dar dacă zice unul, bă, n-ai reprezentat bine subiectul ăsta că nu e Codreanu băgat în seamă. Păi de ce să-i dai ban la așa ceva? Pentru că începe lumea să se înjure cu el. Să se înjure. Păi n-ar trebui să se înjure cu el, că omul n-a zis, muriți toți. A zis, bă, am... Dar n-ai dat ban la alea. Ai dat ban n-ai la de ce să dai. Alea nu. Cu muriți toți. Păi nu. Deci în momentul în care vin oameni și încep să înjure și să insulte și să așa, nu vrei chestia. Și sincer să spun, m-am cam săturat de discuția asta cu libertatea de exprimare, pentru că nu e o discuție, nu e discuție de principiu, e discuție nu de igienă. Libertate, vorbeam doar de... Nu. E discuția lungă și de ani de zile tot, tot felul de oameni, chiar n-aș vrea să o pornesc aici. Despre ce înseamnă libertate... Cum să dai ban? Asta înseamnă cenzură. M-am plictisit de discuția asta. Okay, oamenii nu înțeleg că cenzură. Așa. Eu eram doar curios cum faci tu igiena în... Pe asta spun. Deci e la nivel de insulte. Deci la nivel de insulte, știi cum e? E ca la faza cu Curtea Supremă, cu pornografia. Când o vezi, o știi. Da. Adică mi-e greu să-ți descriu exact, dar în momentul în care vezi un om care nu vrea decât să înjure alt om, o să-l vezi că asta face. Adică nu... Da. Și o să... Bă, e bine. Nu sunt mulți. Și asta e faza interesantă, că oamenii impresia, mamă frate, păi tu stai și banezi pe toate. Nu, gen unul pe săptămână maxim trebuie să așa. Și culmea e că după aia, după ce se face un pic de curățenie, și rămâne. Știi, adică... Da. Mă rog, comunitatea din jurul acestui canal e mai, nu știu, foarte greu de definit, că noi facem tot felul de subiecte foarte variate și am tot schimbat lucruri. Păi și... da, dar sunt oameni care vor să afle despre subiecte variate, adică... Da, cred că din punctul meu de vedere chestia care definește o comunitate este, adică oamenii se adună și tot vin atunci când au senzația că, nu știu, se identifică cu valorile exprimate, da, oricum ar fi ele. Și că oamenii se adună de obicei în jurul unor valori similare. Și, nu știu, oamenii care, comunitatea de la acest canal, probabil că consideră valoroase cunoștințele, informațiile, da, și valorile pe care eu credeam că o să, de curând, e singura dată când am căutat să văd dacă se întâmplă ceva cu oamenii ăștia care se uită la noi. Dacă au o reacție la ce fac eu. M-am apucat de podcastul ăsta și eu stau singur în casă să scriu compuneri. Mie nu mi-e foarte simplu, sunt destul de timid, nu sunt așa de relaxat în așa. Dar mă gândeam că e cazul să, nu știu, vreau și eu să fac chestia asta. Mă uitam la multe podcasturi, erau lucruri pe care le admiram, am zis că să încerc. Și o fac prost. Acum o fac un pic mai bine. Dar la primele dăți a fost oribil, și era mult prea emoționat. Eram mult prea stresat și nimeni nu mi-a dat în cap. Și mă uitam în comentarii să văd dacă o să-și bată joc de mine, că tot dădeam semne. Unii au comentat că, dar de ce nu l-am contrazis pe ăla, că nu știu ce, de parcă trebuia să fiu eu. Oh, vai, asta este extraordinar, că cel mai interesant feedback pe care l-am avut la cine știe ce, primul an și ceva, un an jumate, cred, până când s-au prins oamenii despre ce vorba, e că de ce suntem de acord unul cu altul. Deci asta a fost foarte... Erau oameni, bă frate, da, mai sunteți mult de acord unul, că tu zici ceva și ăla da, și după aia zice ceva și tu da, păi dar ce căcat e asta? Știi? Exact, să se prefacă unul că e ungur. Dar nu, dar erau... Bă, eu înțeleg că și într-o... Adică nu poți să ai o poveste fără conflict. În general, conflictul este interesant și așa mai departe, dar nu totul este despre conflict. Adică conflictul nu este motorul oricărui lucru. Poți să ai
doi oameni care sunt de acord unul cu altul și explorează împreună. Adică, până la urmă, noi dacă zicem, uite, nu știu ce e în pădurea, hai să mergem împreună, nu trebuie să ne batem pe drum până la pădure. Noi împreună lucrăm, nu ne contradicem, lucrăm împreună să vedem ce e în pădurea aia. Eu așa văd cine știe ce cuvinte, știi? La modul, ok, noi nu ne contradicem foarte mult între noi, dar ne aruncăm în niște subiecte și vedem unde ne duce drumul, știi? Deci explorăm împreună, nu suntem la modul bun. Ce ai zis tu? E, uite, nu e așa. Dar oamenii sunt și foarte obișnuiți și confortabili cu genul ăsta de conflict și de-aia vor să-l vadă peste tot. Cred că e o chestie și de sănătate emoțională un pic, poate, să poți să consumi genul ăsta de chestie care nu este conflictuală, ci o explorare în cooperativă a unor lucruri. Adică oamenii, dacă nu au experiența asta în viața lor, de a explora calm cu alți oameni subiecte, nu știu, probabil că pare foarte extraterestru. Pare și ți-am zis, am avut feedback negativ la început mult pe tema asta. Nu l-am luat în seamă pentru că ne era clar că nu vrem să facem așa ceva. Adică vorbești despre cu totul, e de parcă vii la un Logan și îmi spui că nu prinde 300 la oră. Da, it was never meant to. Deci stai calm, n-o să luăm în seamă acest feedback, știi? Deci știam că nu vrem să facem așa ceva, nu l-am luat în seamă și oamenii încet, încet, în mod normal și organic și sănătos, au plecat, s-au dus în altă parte. Da. Băi, am o întrebare. Tu ai acolo întrebări pe care au pus oamenii? Pentru că am văzut că ai făcut o postare. Au răspuns foarte mulți oameni. Da, dar nu am băgat până acum. Nu am vrut să mă uit la ele. Deci am văzut postarea, am văzut că erau multe comentarii și am zis, bă, nu mă uit la ele, că vreau să fie proaspete. Chiar vreau să... Și lumea te urmărește foarte mult. Este incredibil cât de mulți sunt. Bă, mulțumesc, mai ajută din când în când și un pic de asta. Zi-mi dacă ți-au părut niște întrebări interesante acolo. Că... Sunt foarte multe care fac referință la cu totul alte podcasturi. Okay. Să nu te întreb despre cum a fost începutul stand-up-ului, asta e de multe ori. Da. Să nu te întrebăm de unde ne vin ideile. Da. Se poate trăi din stand-up, de unde vin ideile. Și mai este una, la ce râd românii. Și mai este clasica asta. La ce râd românii? La ce râd românii, da. Care, apropo, asta uite, e întrebarea putem să discutăm. De TV. Da, simt. Este de la TV. Este de la TV. Uite, despre asta putem să discutăm, dar nu despre de ce râd românii. Despre întrebarea de la ce râd românii. Pentru că, uite, se leagă de chestia cu identitatea națională. Da. Pentru că oamenii au impresia că românii sunt acest grup. Ceva. Dar știi că asta e, uite, că ziceai de identități. Adevărat. Dacă e vorba de comedia limbajului sau există niște glume englezești care nu pot fi traduse sau... Dar nu la asta se referă. Nu se referă la faptul că unele glume nu pot fi traduse, se referă la specificul, la tipul de glume, la, știi? Ceea ce pe mine întotdeauna m-a amuzat întrebarea asta pentru că presupune că există acest grup românii care din nou de la Baia Mare la Babadac și de la Timișoara la Suceava sunt românii. Și atunci românii râd la... Pentru că faptul că e ciudat să spui la ce râde un întreg popor, că nu-i de parcă nu sunt segmentați oamenii pe educație, pe vârste, pe activități, pe serios acum. Adică... Întrebarea asta sună așa un pic ca suc de naționalism, adică cine te întreabă e gen, răspunsul satisface gen, nu e așa că suntem cu toții un popor unit și... Asta spun, premisa de la care pleacă e mai importantă decât întrebarea. Da, premisa fiind, bă, există acest grup românii care sunt, dom'le, toți români. Da, și definește-mi-l un pic, știi, ca să râd. Da, exact. Din punct de vedere al umorului, ce îi unește pe ei? Da, cum suntem toți? Da. Problema este că multă vreme n-am avut cum să răspund la întrebarea asta până când am început să dau seama că există oarecum un specific. Oarecum. Există un specific. În sensul că... Nu bine să cred că răspuns la întrebarea asta pe care nu trebuia să o punem. Da, nici nu. N-am pus-o. Până, dar de curând... Nu, întrebarea la ce râd românii nu era în ala de interzise. Nu, e... Eu am auzit-o de foarte mult și mă... M-a disperat o vreme până când, de atâtea ori am tot auzit-o că am început să mă întreb, bă, o fi ceva acolo? Da, știi? Și mi-am dat seama că, dar din nou definit prin opoziție, mi-am dat seama că, de exemplu, un specific al românilor de peste tot este că nu i-a apreciat umorul macabru. Din nou, nu săriți acum, bă, dar mie îmi plac glumele negre. Nu, normal că nu toată lumea, dar zic în general, ca tendință generală, românii nu prea acceptă glumele, umorul negru, glumele macabre. Și în general glumele violente, glumele foarte violente împotriva unor categorii, să zic așa, adică nu glume violente
cu unguri sau cu țigani, glume cu foarte, cum făcea Sergiu mai de mult, glume șocante cu copii, cu omorât copii, cu de-astea, cu știi, cum erau și niște bancuri când erau mai copii, erau niște bancuri și eu, super, da. Cu alinuța oarecum și... Cu descărcat camionul de... Da, furca. Bebeluș, cu, da, exact, zona aia de șoc, de umor șocant și negru, nu e apreciată. Cred, adică, că a explodat la un moment dat atunci și s-au apărut multe bancuri de astea. Și cred că sau acum la copii funcționează în vedere, atunci ești copil, explorezi și vrei să... Că în toate țările socialiste, foste socialiste, a fost prea mult căcat. S-ar putea să fie asta explicația, de violență și de suferință nasoală. A fost prea multă violență. Mie, la un moment dat, când îmi luam carnetul de șofer, mă plimbam pe stradă prima dată cu mașina, vedeam poliția și mă speriam. Da. Și eram, aoleu, am făcut eu ceva greșit și îmi dădeam seama că n-am făcut, am o teamă de autoritate. Așa nu, de... e ok. Dar să știi că asta e dacă o să cauți meme cu asta, o să le găsești peste tot. E o idee foarte răspândită asta. Nu e o chestie care ține de spațiu sovietic sau de ceva. E o chestie care ține de personalitatea ta. Toți oamenii de pe planeta asta care sunt foarte corecți au acest reflex. A, serios? Da. Este, okay. Am văzut și bancuri cu astea cu... Dar oricum asta cu umorul negru... Era o chestie că eu zicea era un tip din state sau ceva, că zicea că de fiecare dată când ies de magazin mă aștept să piuie chestia, că n-am cumpărat nimic, adică gen am intrat, n-am luat nimic, am plecat și mă aștept să țiu iarăși, să vină să mă aresteze. Da. Adică e o chestie care ține de... Dacă sunt care să gândesc la asta. Da, fără de care. Și se ține de personalitate, nu de popul, de naționalitate. Ok, nu fi asta, dar cred că bancurile macabre funcționează dacă ai un stat vechi și stabil și... Da. Cu asta poți să înțelegi, poți fi de acord total. Bunicii mei au făcut o pușcărie politică și au fost bătuși și nu știu ce. Da. Nu știu dacă violența mă amuză sau știi, adică are niște... mi-am adus aminte de asta sau am trăit niște traume de când eram mic. Da, dar ți-ai zis, asta nu. Deci aici oamenii chiar se retrag. Și chestie foarte interesantă... Da, asta e o observație foarte specifică. Da, hai că o zic repede și trecem peste, că chiar vreau să aud ce întrebări au pus oamenii. Mi se pare că oamenii în România, spre deosebire de alte țări, nu acceptă vulnerabilitatea, nu prea acceptă vulnerabilitatea pe scenă. Costel reușește să fie vulnerabil pe scenă pentru că este foarte, foarte șarmant, are foarte multă viață în el și foarte expresiv și atunci oamenii îi păcălește, îi face să râdă până uită că el de fapt s-a arătat foarte vulnerabil. Vulnerabil sau slab, nu vor să fii slab pe scenă, nu vor să arăți că ai defecte. Pe de altă parte, în mod paradoxal, nu e acceptată aroganța. Deci trebuie să fii cum ar veni, umil, dar puternic. E foarte, nu știu, e nevoie de, oamenii vor foarte multă virtute pe scenă, nu știu cum să spun, adică vor să fie așa un erou, gen, da, eu înțeleg că nu sunt perfect, dar mă lupt și sunt puternic și, dar bine, am defectele mele, că și eu sunt prost, n-ai voie să fii deștept. N-ai voie să fii deștept, dar nu trebuie să fii arogant. Prea deștept. Da. N-ai voie să fii foarte slab, dar arată-mi că ai defecte. Adică asta e zona, știi, pe care o văd. Pe când, dar asta cred că ți-e un pic de... Există o imaturitate. Comici în străinătate care sunt aroganți și au succes? Sau? Anthony Jeselnik, care este mama aroganței, este ceva, e un monstru de bine, un personaj oarecum. Da. Anthony Jeselnik, Jimmy Carr în Anglia, care din nou este... Jimmy Carr, da, știu. Da. Își bate joc de public. Da. Da. Care, ți-am zis, din nou, în România nu prea... În România, pentru că oamenii nici nu au foarte multă experiență și interpretează ce văd din perspectiva a ceea ce știu. Și ce știu nu e prea mult, ci e din alte zone. Uite, de exemplu, că am făcut destul de mult crowd work, destul de multe interacții cu publicul, foarte mulți oameni consideră din start că îmi bat joc de oamenii ăia dacă vorbesc cu ei. Uh-huh. Adică nu e... Nu, te-ai luat de... Asta e te-ai luat. Cuvintele care mă scot din minți. Te-ai luat de ăla. Nu, am vorbit cu el. Nu m-am luat de el, că nu l-am prins într-un gang noaptea. Nu i-am luat banii de... am vorbit, l-am întrebat cum îl cheamă, nu m-am luat de el. A, nu, te-ai luat de la... Și da, serios. Și la modul, ai, bă, ești praf, tu n-ai, glumește ei de ăia din sală. Așa văd oamenii, știi? Dar și pentru că nu sunt obișnuiți cu această paradigmă de expresie. Durează un pic să înțeleagă regulile jocului cum ar veni. Ce mai voiam să zic? Pentru că, uite, regulile jocului, apropo de asta, în Anglia, de exemplu, oamenii sunt... bine, în Anglia e și specificul lor, în stand-up-ul englezesc. Da. Bă, dar aproape că... Dacă stau în partea din față a sălii cât de cât,
se așteaptă să fie băgați în seamă, se așteaptă să fie întrebați ce-i cu tine, de unde vii, ai cam băut, ești vesel, ce muncești, adică aia este jocul, știi? Uneori sunt chiar deranjanți încercând să... La noi, ți-am zis, e reținerea asta de... Pe mine nu mă deranjează când cineva se bagă în seamă dacă reușește să adauge ceva serii și tuturor, foarte rar se întâmplă. Ce mă scoate de minte sunt oameni și acum de curând am pățit chestia asta, de cele mai multe ori sunt femei care inițiază o interacțiune și apoi în momentul în care nu le mai convine, fac să-mi, hai, gata, gata. Deci asta este atitudine care este feminină aproape 100%. N-am văzut bărbați fac asta. Femei care vorbesc în timp ce tu vorbești pe scenă? Da. Acum două săptămâni m-a scos o doamnă din minți. Că era și eu, dar nu m-aș fi așteptat. Era o doamnă undeva în zona 40 plus, să zic, spre 50. Părea o doamnă serioasă, nu era beată, nu era, dar a avut chestia asta. Hai că zic, pur și simplu. Era, toată chestia asta pleacă din foarte mult egoism și aroganță. Pentru că în momentul în care interacționezi la fel cum interacționa aia, efectiv ignoră tot restul sălii. E la modul, ai zis chestia asta, am eu de zis. Adică se poartă de parcă suntem noi doi la masă. Da, și am zis o chestie și are și ea de zis o chestie, știi? Cred că și nu... Poate că nu-și dă seama că acolo nu e un... Păi asta spun, egocentrism. E un egocentrism la maxim, adică la modul nu, eu contez și restul nu există. Asta e foarte des întâlnit la oameni. Trebuie doar să ai ghinion, să spice unul. Da, sigur. Dar ce spuneam că este specific feminin este în momentul în care nu-i mai convine interacționa. Dar bă, dar efectiv așa. Hai, gata. Dar ia inițiativa. Deci eu nici măcar nu m-am uitat la ea. A vorbit, am răspuns și după aia hai, gata. Mamă, frate, ce ciudat. Că da. Și după aia a tăcut super doră și a început să vorbească din nou. Nu aș avea niciodată curaj sau încredere sau nu știu ce dracu îți trebuie să întrerupi un spectacol, frate. Omul ăsta a venit și a pregătit și a făcut așa. Eu vreau să particip. Oameni care sunt convinși, fii atent. Există două zone mari. Unii sunt aia care sunt beți și sunt unii oameni care când sunt băuți acționează în tot felul de mod. Mai mult de jumătate din cazuri sunt beți. Și atunci lumea arată altfel când ești beat. Deci o problemă este ești beat sau traz și a doua problemă este ești prietenos sau ostil. Pentru că sunt unii oameni care foarte puțini în ultimii ani și să îi mulțumim lui Dumnezeu că în ultima vreme și când zic ultima vreme, mă refer ultimii ani de zile buni, 5-6 ani de zile, n-am mai avut heckler ostil. Deci n-am mai avut din aia care zic, du-te mă dracu, terminatule! Da, adică au fost cazuri, multe. Da. 5-6 ani au dispărut pentru că făcând chestia asta mult și des și așa, am cernut foarte mult și atunci, bă, au început încet să se propage vești bune despre noi în anumite zone din care au venit oameni care nu le trece prin cap să strige suși pula din întuneric la un show, adică, dar au fost situații. Îmi imaginez. Cei mai mulți heckleri acum sunt semi-prietenoși, adică ei vor să ajute, ei vor să adauge. În 9 cazuri din 10 strică, dar intenția lor este să adauge. Și deci tu zici n-aș avea curajul. La ei nu e vorba de curaj, la ei e vorba de au impresia că așa, de exemplu doamna asta. Bine, eu încerc să am o energie curată pe scenă și un canal curat de iubire și lumină și nu mai vreau să am interacțiuni ostile cu asta. Dar am încercat foarte clar să o țin în pozitiv interacțiunea cu doamna asta pentru că mi-am dat seama că oricât de oribil e, ea chiar crede că acestea sunt regulile jocului. Adică se vedea din atitudinea ei că era modul, păi e stand-up, nu cum adică să nu zici. Sunt oameni, asta vreau să spun, că există un segment de oameni, care mic, dar clar, care absolut, deci oamenii absolut cred că așa se face. Și că ăla este stand-up adevărat. Tu să zici ceva și să vezi dacă ăla e în stare să-ți răspundă. Lasă prostiile alea pe care le zici tu. Îți zic eu ceva și să vezi dacă ești în stare să-mi răspunzi. Și sunt convinși că așa e jocul. Și n-ai ce să le faci, că ei ți-a zis, ca intenție nu sunt ostili. Eu nu simt că am license to kill în momentul în care un om nu vine cu intenție ostilă, știi? Da. Și atunci încerc să rezolv problema acum. Adică încerc să explic cât de alunecos pot că este foarte greșit ce se întâmplă. Știi? Și sper că sunt entertaining pentru oameni, pentru restul oamenilor. Pentru că omul ăla clar îi ignoră pe toți. Deci clar nu... Da. Și atunci încerc eu să zic, bă... Și e foarte important să iei sala cu tine. Asta e cea mai importantă... Cea importantă chestie, în momentul în care cineva se trezește să vorbească din sală, e foarte, foarte important să te asiguri că restul sălii este de partea ta. Da. Dacă se întoarce sala împotriva ta,
nu mai ai nicio șansă. Poți să dai jos după ce să pleci, că nu mai ai nicio șansă. Și nu neapărat la nivel de, cum să spun, să țipe sau să fie violent sau ce. Ca vibe, așa, știi? Dacă da. Simți că oamenii sunt, nu mai e rost să mai stai. Știi? Uh-huh. Și e foarte important să ai oamenii în jur, să fie, bă, avem toți o problemă. Știi? Adică eu asta încerc să fac. Dacă tu te-ai pus să vorbești din sală, eu încerc să... Deodată convingă... suntem într-o situație. Da, dar toți suntem în aceeași situație și toți avem de rezolvat această problemă. Da, știi? Adică primul meu gând când se întâmplă un hackler este să-l izolez, să-l ostracizez, să-l cuip ca un sâmbure cu ajutorul sălii, știi? Da. Și dacă toți avem... Dar au fost multe momente. Au fost momente în care au sărit din sală pe omul ăla. Adică și-au sărit o dată fizic. Adică, un cretin care stătea și urla spre scenă și s-au ridicat niște băieți la masă și s-au dus și au dat capaci. Taci, trecu din gură. Că nu, adică erau stătea. Nu s-a întâmplat brusc. Adică a durat vreo 10 minute în care omul insista să țipe. Adică nici nu prea înțelegeam ce zice. Era doar... Ce faci? Este așa de... E extrem. Bă, se întâmplă. Nu, ce faci tu, mi se pare că e foarte extrem. Bă, adică în ultima vreme s-a domolit. Tu pe scenă și... Bine, în ultima vreme, dar tu faci asta... Adică ai făcut asta cumva educând publicul și băi, supunându-te da. La ce sunt. Toți avem povești, toți avem povești. Într-adevăr, ce mi se pare da, e foarte extrem. Periculos da. Este ce făceam acum, nu știu, 12-14 ani. Aia mi se pare că era periculos. În sensul că noi eram nei ca nimeni, nu ne știa, nu aveam niciun fel de prestanță de ăla. Erau niște puleți de 28 de ani, niște băiețași, niște așa. Care au venit să fac o chestie care nu știm ce e și făceam treaba asta în orașe, prin tot felul de locuri, prin tot felul de orașe, noaptea cu oameni foarte beți. Deci asta e, asta, acum uitându-mă în urmă zic, mamă, mare mirare că am scăpat. Știi? Pentru că eram gen, nu știu, joi noapte în Hunedoara, în 12 noaptea, toată lumea pilaf de beată. Oamenii sunt de diverse tipuri, nu poți să știi ce nimerești. Sau salut, ce. Am venit aici să văd dacă aveți simțul umorului. Da, să vedem dacă vi se pare acceptabil ce cred eu. Că și dacă nu, s-ar putea da. Să... Da, a fost o fază, am avut o situație foarte ciudată, am mai povestit asta, dar nu știu dacă știu oamenii tăi de povestea asta. La Brăila am avut cea mai ciudată întâmplare cu un om din public. Foarte pe scurt, după un sfert de oră, cineva din sală s-a ridicat și a plecat cu scandal, deci certându-se cu oamenii de la masa lui, luat de patron și chemat afară ca să nu așa. Am aflat după show ce s-a întâmplat. După un sfert de oră, el devenise absolut convins că toate glumele sunt despre el. Deci avusese un atac de paranoie clinic. Și avea impresia că eu vorbesc doar despre viața lui. Și a început să se certe cu ea la masă, că ea la masă zicea, stai mă, calm, ce te apucă? Și era, nu, bă, că nu se poate, vă bate toată lumea și bate joc de mine. Și ăla vorbește numai despre mine. Incredibil. Și culmea că am vorbit după aia cu patronul Cârciumii și mi-a zis, după aia stând la un pahar cu patronul și povestind de asta, am descoperit că, bă, știi că orice paranoie are un miez, adică, erau niște chestii, punându-le cap la cap, că da, ăla lucra la unul care avea o problemă, adică era un conflict oarecum între patronul Cârciumești și angajatorul lui. Eu când am zis nu știu ce de un supermarket, maică s-a lucrat la lanțul ăla de supermarketuri. Eu am zis ceva de nu știu ce boală, nu știu cine avea boala alea în familie, adică elemente existau. Încet la legă. Boala lui a fost că le-a croșetat pe toate într-o poveste. Dar niște elemente existau, știi? No. Și a fost cel mai ciudat. Să creadă cineva că eu vorbesc doar despre viața lui, asta nu, nici n-am crezut că se poate întâmpla. Dar trebuie să fie o boală psihică, ceva la mijloc. Nu știu dacă era... din ce mi-a zis omul, deci mi-a zis ăsta, patronul Cârciu, mi-a zis, bă, omul nu era băut, nu era drogat, deci părea super tot acolo și din câte a vorbit cu ea de la masă, nu-l știau cu istoric de... Adică, o fi fost un accident, nu știu. Dar a apărut o criză de asta psihotică dubioasă, știi, gen. Da. Vorbește despre mine. Momentul în care omul își dă seama că are schizofrenie. Da. Doamne ferește. Da, Doamne ferește. Da. Mai zi întrebări, mai zi întrebări. Eu răspund foarte... Băi, deci noi când facem Q&A deci la podcast, facem Q&A pentru Patreon. Băi, atât de mult bate în câmpii, deci na... Am primit la un moment dat 30 de întrebări și cred că am răspuns la 6 sau ceva, că o dăm din una în alta și tot așa și de asta. Chiar vreau să răspund la întrebări și de ce, pentru că e chiar un lucru valoros pentru noi. Chiar simt că
sunt deci, importanți și chiar e un, e un punct de plecare mișto de discuție. Delcea Cosmin Adrian zice... Doar că pe mine mă mai scuzați o secundă. Zice să-i transmiți orice de, că orice dependență se tratează chiar și cea de a apărea la podcaster. A fost foarte amuzant că am anunțat că vreau să mai evit. Am simțit că m-am cam supraexpus un pic. Probabil că e doar în capul meu. Dar am zis, bă, fac în orice caz astea două podcasturi ale mele cum ar veni. Și după aia mă mai duc și la încă unul, două podcasturi pe săptămână la alții. Și deja simt că e prea mult. Oamenii se satură foarte repede. Și am zis, bă, hai că iau o pauză. Și imediat după ce am zis, bă, hai că iau o pauză de la mai multe alte podcasturi, a apărut ăsta cu Bucnici și ai anunțat tu că urmează să vin la tine. Da. Și a fost oameni, păi ce facem, prietene? Nu, nu zice că nu te mai duci pe nicăieri? Și la unul i-am răspuns pe Facebook și i-am zis, băi, până și Dani Mocanu a mai scos două piese de bagabonțeală după ce a anunțat că se pocăiește. Că exact așa a fost. Dani Mocanu a zis, gata, de acum încolo când numai despre Iisus, dar vedeți că mai sunt vreo două, trei piese pe țeavă pe care le-am făcut deja. La fel am fost și asta. Sunt antamate deja, mă duc acolo și după aia gata. Bine, acum dacă mă cheamă, nu știu, Andy Moisescu sau... Măruță, dacă mă cheamă Măruță la podcast, da, efectiv, da. Când intri pe internet se vezi un contract, dacă te cheamă Măruță la podcast, da, atunci. Da. Eu aș vrea să-l întreb dacă chiar îi place pisica aia pe care o are. Băi, da, am și două. Și răspuns de la Melinda Teohari. A, mi-a zis că i-a răspuns cuiva. Da, da, da. Da, 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 sunt două. Da. Băi, vezi mă că e ca tot în viață. Deci... Fără păr, așa? Sunt fără păr, da. Una este absolut cheală, deci zici că e proaspăt epilată. Una are niște blăniță pe coadă, mai are un pic de puf pe labe, are puf pe na, e mai neepilat așa. Una este braziliană, deci tu știi cum e, scârție dacă pui. Dar astea sunt foarte scumpe, nu? Nu sunt foarte scumpe. Depinde dacă vrei să le iei de concurs sau... Și nu-s bolnave tot timpul? Sau? Nu. Nu, e ok. Când a apărut prima, a fost un pic ciudat și ca la atingere și așa, nu știu ce. Și era mai agitată decât aia pe care o aveam deja, că aveam una. Că după aia a murit și am rămas cu asta. Și după aia a venit a doua și când a venit a doua, brusc am început să o apreciez mult mai mult pe prima. Adică pentru că e o altă rasă a doua, una e Don Sphinx și una este Sphinx nu știu de care. Asta gri? Aia neagră, da. Nu mai știu care e care. Una e Don Scoi și una e Sphinx. Bă, dar e urâtă, frate. Nu, asta nu accept. Nu accept că e urâtă. Este foarte ridată, dar este, după ce trăiești cu ea, băi, începi să înveți expresiile feței. Crezi că are emoții? Da. Cum să are emoții? Nu știu, frate, nu am pisici? Animale, dar... E o pisică, ce emoții? Prea complexe nu poate să aibă. Băi, nu zic acum că stă și se gândește cu nostalgie amestecată cu regret la... Dar trece de la cum să spun, de la nevoie de afecțiune la violență foarte rapid. Adică e întotdeauna doar un pas de la afecțiune la violență la pisici. Și se vede pe fața ei, se vede dacă se uită liniștită sau dacă are, e pusă pe scandal sau dacă e... Și asta mi se pare și mie foarte spectaculos în ultimul timp, că și eu am un pisic și mi se pare totuși spectaculos range-ul de emoții pe care poți să le identifici. Da. Și cum asta construiesc cu adevărată personalitate. Da. Și... ce stai cu o entitate. Și asta spun că atunci când a apărut a doua aia neagră, personalitatea este foarte, e dornică de explorare, e agitată, e pusă pe treabă tot timpul și am început să apreciez foarte mult lenea și sictirul existențial al celălalt, care mai, bă, stau pe tine, nu mă mângâia, că n-ai rost să stricăm un lucru bun. Da, să nu exagerăm, că o să stau pe tine pentru căldură, dar nu pune una pe mine, că nu e ok. Da. Și îmi place mai mult. Deci da, chiar îmi plac foarte mult. Chiar îmi plac foarte mult. O să mai selectez din ele, că na. Selectează, eu am crezut că... Eu zic să discutați întâmplarea aceea ta cu profesoara de care te-ai îndrăgostit. A, eu. Sunt nu, că am crezut că... Eu m-am îndrăgostit de profesoară. Și eu. Așa... Nu ne-am îndrăgostit toți de profesoară, nu e o chestie care se întâmplă în... Trebuie să te îndrăgostești de o profesoară, da? Altfel, ce ai făcut? Tu te-ai îndrăgostit? De o profesoară? Nu cred. Niciodată? În sensul non-platonic? Cred că m-am îndrăgostit de profesoare, așa, gen credeam că sunt, mi-arată lumina vieții. La Larisa Maria Mustață zice, el spunea într-un podcast că și vedetele sunt oameni, cum putem reacționa în momentul în care persoane pe care le admirăm în așa fel
în momentul în care vedem persoane pe care le admirăm, în așa fel încât emoțiile noastre să nu-i facă să se simtă deranjați. Mi se pare un om așa de bun simț care... Bă, este un... Da. Este da. O bombă nucleară de bun simț, femeia aia. Cum să reacționezi, frate? Cred că ea nici n-are cum să reacționeze greșit. Tu stai miști. Da. Dar depinde foarte mult de... eu ce ziceam, bă, apropo, din nou, am rămas cu trauma asta, nu vreau să par arunc. Eu când am zis, vedetele sunt și ei oameni, nu știu, eu cred că mă referam mai mult la chestia aia cu mâncatul. Da. Eu la aia, de acolo cred că plecase. Nu știu ce ai spus tu cu asta. Aveam o... mi s-a întâmplat la un moment dat de două, trei ori o chestie, într-un interval destul de scurt, în așa fel încât să încep să zic că nu e ok. Mă vedeau oamenii prin țară sau pe unde eram la masă și veneau să mă ridice să facem poze sau de asta, știi? Și am zis, bă, not ok, nu, de asta zic că, da. Bă, un om când mănâncă, știi că e acolo, e la baza ființei, când mănânci, e gen, asta facem și nu facem altceva, știi? Da, și de ce ești concentrat să mănânci? În momentul în care, adică, și asta spuneam că, bă, tu nu ești om ca mine, tu nu înțelegi, tu când mănânci. Da, când îți pune măta sarmalele în față, ai așa chef să te trimită taică tu să te duci după nu știu ce, sau bă, stai că mănânc, adică în momentul în care mănânci chiar este un moment și nu e de parcă sunt la un festin, nu e de parcă nu pot să mă, nu știu. Deci asta era, despre asta era vorba, despre faptul că, și că într-un ceva. Caz pe care, de care mi-au camintă și acum, mi se pare că la Drobeta, Turnul Severin, s-au și ofticat puștania și erau puștani, erau gen 17-18 ani. Dar am simțit chestia asta, am văzut cum se uită și am văzut chestia asta de bine, bine că nu știu. Că au venit și salut, hai să facem și noi o poză. Și eram așa cu cuțitul și cu furculița și zic, bă, mănânc, chiar mănânc. A fost așa. Bine, deci de la. Deci de la. Mănâncă, da. Și au plecat așa, cu, știi, cu dând așa, ca, bine, mă, dă, vă drag cu toți, știam eu că sunteți de căcat. Și asta, de acolo a pus chestia cu vedetele sunt și ei oameni. La modul, bă, e o chestie atât de omenească asta că mănânc. Eu am avut mouth cu vedetele prima dată când eu mai scriu câteva materiale pentru Cronica Cărcotașilor. Da. Și m-am întâlnit cu Huidu. Da. Când, nu știu, eu nu aveam, și nici acum n-am foarte mulți abonați, dar cât erau atunci acolo. Nu era și nu mă obișnuise, nu mă întâlnisem cu nimeni pe care îl cunoscusem înainte într-un spațiu, în alt fel de spațiu, da. La televizor, pe internet, undeva. Niciodată nu intrase unul de pe televizor în viața mea, da. Sau de pe internet. Da. Era prima dată și efectiv tremuram. Eram așa, știi? Mi-a luat foarte mult timp să mă obișnuiesc cu bine, faptul. Bine, tu ești și o personalitate mai emotivă așa, deci... Da, da, sunt. Că e extrem asta cu tremurat. Da, frate, tremuram acolo și până acum m-am obișnuit, pentru că m-am tot întâlnit cu oameni, m-am tot, te invit ăștia la toate chestiile, da. După cum poți să da. Stai seama. Și, bine, și de asta de vedetă, vezi că, ca să ne întoarcem un pic în registru intelectual, că parcă, da. Parcă de asta suntem aici. Prea... Da. Și de asta de vedetă, vezi că e... Mie mi se pare că odată cu apariția internetului s-a modificat și s-a diluat foarte mult ideea exact de vedetă. Mie nu mi-a plăcut niciodată cuvântul ăsta. Deci eu tot timpul l-am valorizat negativ. Da. Nu. Om cunoscut. Nu știu. Da, dar e o diferență. Eu nu m-am crezut vreodată vedetă, nu vreau să cred că o să ajung vreodată vedetă. Acum că mă știu mai mult sau mai puțin oameni, da, dar în perioada în care trăim, cu tot ce înseamnă Instagram, YouTube, Facebook și așa mai departe, e un gradient. Vezi că înainte nu era un gradient, era binară treaba. Ești sau nu vedetă, știi? Adică gen tu ori ești la televizor, ori nu ești la televizor. Cam asta era turnesolul. Da, eu exact singurul... asta zic și eu. Am vorbit și noi despre chestia asta. Eu cred că s-a terminat cu vedetele naționale sau clasice. Nu mai e nimeni care să capteze toată atenția. Da, am trecut de la modelul clasic la modelul cuantic. Acum toată lumea e și nu e vedetă în același timp și... Dacă ești la o emisiune undeva, nu-ți mai garantează nimeni nimic, că sunt prea multe posturi, prea multe emisiuni. Da. Dacă ești... Dar pe de altă parte, poți să ajungi la un nivel de recunoaștere, să zicem așa, mai sec, la un nivel de recunoaștere național, uită-te la, nu știu, Abi, cântând trap pe YouTube și ajungi la un nivel de recunoaștere care înainte era rezervat prezentatorilor TV, să zic, tot, oamenilor care erau în continuu la TV. Tot nu cred că e recunoașterea aia. Ba da!
Da. Ba da, la Puștani, nu, la Puștani. La Puștani, păi, dar nu la... Păi da, dar sunt oameni care consumă new media de parcă ar fi TV-ul, asta încerc să spun. Adică, uite, de exemplu, în cazul meu... Vloggerii, gândește puțin, da. vloggerii aia mari, dar da. Gândește la Dal de Shelly sau nu știu ce. Păi Shelly oriunde calcă este vedetă pentru segmentul până în 18, să zicem, este efectiv vedetă, corect, înțelege? Adică, da, pentru un segment. Păi da, cred că exact poate... asta vreau să zic și eu, că în cazul meu, înțelege aici. În cazul meu, eu abia dacă își face cineva poze cu mine, adică nu e ca și cum sunt cunoscut. Da. Sunt semi-cunoscut. Da. Din când în când e unul încântat. Păi așa sunt și eu. Dar dacă mă duc la Bookfest, e nebunie, frate. Dacă mă duc la Gaudeamus, da. E o, da. A venit ăsta, ia, dar ce să-mi iau de aici? Dar ce da, să... da, 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 dacă da. Pasta ai citit-o, da, pasta da. Așa, ăia de la edituri sunt, da, ia o pasta, poate vrei să vorbești despre ea, da. Ia o pasta, da. Știi? Da. Dar dacă plec din Gaudeamus... Este personalitate culturală. Dacă plec din Gaudeamus și iau tramvaiul, da. E zero. Doug Stanhope, Doug Stanhope avea o... Da. Doug Stanhope, pe care, apropo, dacă nu știți, vi-l recomand cu mare drag, un gânditor negru, un gânditor destul de macabru, dar dureros de cinstit, stand-up comedian, avea o glumă despre chestia asta superbă. Zicea, eu sunt faimos 100 de metri în jurul clubului. 100 de metri în jurul clubului sunt faimos. Dar am trecut de 100 de metri de club, nu mai știe nimeni. Deci cam asta e ideea cu... Da, și e o poziție destul de bună. E o poziție destul de bună asta. Da. Că guști și din ce înseamnă să fii faimos, da. Poți și da. Să fii lăsat în pace. Da, 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 da. Ceea ce cred că este overrated. Adică știți că Andy Warhol, când a zis chestia aia cu 15 minute de faimă, nu știu dacă oamenii știu exact cum a intenționat-o el. Deci el cum a zis aia cu aș vrea pe viitor toată lumea să aibă parte de 15 minute de faimă, era în contextul ca să se lămurească că n-are rost. Uh-huh. Adică ca să vadă că foarte, știi că îți dorești ce n-ai. Da. Și atunci asta era ideea lui Andy Warhol. Era gen, bă, luați 15 minute de faimă, v-ați potolit, ați văzut că nu e așa, gata. Acum ne trăim viața. Știi? Eu asta voiam să zic, că mi se pare că nu știu cum poate fi corectată problema asta cu oameni care, mă rog, corectată. Sau rezolvabilă problema asta cu oameni care vin și te ridică de la masă, pentru că există întotdeauna această percepție că la ce te super, că e un lux să vină oamenii la tine și că, să, da, și să mai te faci recunoască că e un lux. Bine, adică mai trăiești în lux oricum, că vin oameni și se uită da. Și acum mai faci și... Mai e o chestie să știi, pe care am înțeles-o. Chiar am înțeles-o și încerc să o accept cât de mult pot. Foarte mulți oameni au zis chestia asta. Noi, principalul nostru produs până acum, zic eu, Vio Costel, pe lângă stand-up e podcast-ul și avem acum... 5 ani de când facem podcastul și sunt mulți oameni care vin și zic, bă, iartă-mă dacă o ard prost sau ceva, dar de ani de zile uitându-mă la discuție cu voi, chiar simt că vă cunosc, adică se creează un grad de familiaritate fals, da. Să zicem, nu e fals, că el e. Nu e fals, e doar unidirecțional da, cumva, da, exact. Că nu-l cunoști. Exact, e o familiaritate unidirecțională. Se numește chestia asta cumva, când ești prieten cu unul de la televizor. E o idee psihologică și o carte despre asta. Dar vezi tu că e foarte interesant că pe vremea când era doar televizor, nu prea exista familiaritate, da, pentru că era un pedestal, televizorul era un pedestal pe care stai tu, erai de la TV, erai parcă din altă lume, pe când podcastul e la masă cu tine, da, e în camera ta. E rubrica de comentarii și tot. Da. Comentezi, interacționezi, adică efectiv simți o relație, știi? Da. Nu e o relație admirator-vedetă, eu cum era înainte la televizor, erai la televizor, eu îl admir, eu sunt, știi? E o relație mult că discuțiile mai... care se poartă sunt intime. Da. Plus că mai și sunt și consumate într-un mod care denotă familiaritate. Adică de multe ori le asculți în căști. Gândește puțin că în momentul în care bași ceva în căști e super în creierul tău. Da. Și plus faptul de asta, dar foarte mulți oameni să comună. Da. A tuturor și internetul e o experiență da. Mai individuală. Da, corect. Corect. Nu se urmărește cu familia podcastul și în același timp e și eu fiind consumat când vrei și așa, nu e, da, n-are sentimentul ăla de... Și nu e ceva de discutat la masă sau la... Da. Adică tu te uiți la podcast pentru plăcerea ta personală. Păi da, mi-aduc aminte, Cronica Cârcotașilor era deci eu când aveam, nu știu, 16 ani, da. Nu știu, 18, în zona aia, când eram la liceu. Era o chestie cu familia, gen dădeam drumul la Cronica Cârcotașilor și ne uitam la toți la Cronica Cârcotașilor și ba mai comentam, ba se mai așa, dar era gen, asta era activitatea, gen ne uităm toți împreună la chestia pe care internetul a... Da, s-a dus. Da.
Da. Ceea ce eu cred că e bine. Bă, o fi bine, o fi rău, de cât este. Adică unele lucruri de cât este. Este, așa, vom vedea dacă e bine sau rău. Schimbările... Cineva întreabă dacă... Ia, cine întreabă? Botizan Mihai întreabă, cresc morcovii în China? Mm. Asta e altă discuție? N-au cum să crească pentru că nu există. Serios? E o chestie? Ai pornit-o tu cu... Da, e o chestie. Nu, e o chestie... Că nu există China? Hai să spun că ai faza. Nu, nu există morcovi. Există morcovi. Ah. Am, da, nu există morcovi în China și nu există Ottawa. Orașul Ottawa. Sunt niște chestii. Am adunat eu de-a lungul timpului niște bagaje în spate. Asta cu morcovi în China a plecat de la faptul că... Bă, deci eu... mie mi-a plăcut să mai citesc, în ultima vreme am citit foarte puțin, mi-e efectiv rușine. Dar îmi place să aflu în continuare lucruri și îmi place să aflu lucruri interesante și așa. Și de multe ori le zic, sau când vine vorba de ceva, întâmplător știu. Asta e faza, că știind foarte multe lucruri, știind foarte puțin despre multe lucruri, dai impresia că știi mult, dar tu nu știi mult, știi doar puțin din multe lucruri. Și mi-am construit imaginea asta, de care zicea și Bucnici cu intimidantul, și e un prahat, din asta s-a construit. Din faptul că tu dacă îmi zici despre circuite electronice, eu a fost, tu știi că atunci când zice, și pare că gata, știe și de electronică. Nu, știam de chestia aia. Da, eu o fac efectiv conversațional, nu o fac să zdrobesc pe nimeni sau să intimidez pe nimeni sau prietene, zic eu despre electronică. Și așa la modul conversațional. Fii atent în fază că știu și eu chestii. Între oameni cum sunteți voi, care apreciază aceste nuggets, așa, e un ping-pong foarte de la sine înțeles. Mi-ai zis tu o anecdotă, zic și o anecdotă, iată, am discutat, ne-am plecat toți mai bogați. Pentru unii oameni care au niște frustrări sau care nu sunt obișnuiți cu genul ăsta de interacțiune, pare un fel de un floare de muș, ia uite mă, să laud ăsta cât te știe, lua la dracu, știi? Și cum se întâmplă? Și faza este că, având imaginea asta, de fiecare dată când greșesc ceva, este un lucru. Se întâmplă. De fapt, nu știu. Ceea ce, sincer, e disproporționat pentru că eu ți-am zis, neinvestind atât de mult, eu nu cred că mă pricep la electronică pentru că am zis chestia. Dacă mi-ești că e chestia aia falsă, zic, ia uite, aveam un gunoi în cap, l-am aruncat. Nu e de parcă, mi s-a prăbușit lumea acum, eu care eram specialist în... Nu. Și fața este că eu știam o chestie despre bucătăria chinezească. Știam un lucru fals, care are la bază, bineînțeles, un miez de adevăr, și anume că bucătăria chinezească este foarte adaptată în toate țările unde ajung imigranții. Adică nu este, cum să spun, bucătăria italiană, de exemplu, bazându-se pe ingredient, este, cum să spun, dacă te duci în America, mănânci ulei de măsline din Italia, încearcă să aducă roșiile din Italia, ea este în mod ideal la fel peste tot. Adică ei încearcă să reproducă bucătăria din Italia în alte țări. Pe când chinezii, din câte aflasem eu, sunt mult mai flexibili. Adică legume, ce legume au ăștia? Asta. Cu asta facem legume. Nu zic, ne trebuie neapărat această vărzucă și acest nu știu ce. Și știind acest miez de adevăr, că chinezii sunt mult mai flexibili în folosirea ingredientelor, eu m-am aruncat în acest mit idiot, cum că de fapt în China nici nu există morcovi, că ei folosesc morcovi aici, că au dat de morcovi aici, dar în China nu există morcovi. Nu prind acolo. Nu, și eu credeam că nu crește niciun morcov în China. Gustul e foarte diferit. Când am fost în Japonia și uite, vezi, de asta zic, vezi că de asta zic că de asta mă simt bine aici. Eu vreau să vin în fiecare zi cel puțin 2 ore să facem un podcast aici. These are my people. Terapie. Doamne, că zic, da, normal că nu există, mă, că există, dar gustul e foarte... Gustul chiar e foarte diferit. Da. Că ei au nu știu ce chestie, toate, cum se numesc astea? Ingrediente? Spices? Mirodenile japoneze au niște chestii foarte specifice. Un gust nu are, dacă te duci acum și îți iei ramen de la restaurantul japonez de aici, nu e frate cum era acolo în Tokyo. Da, dar asta e clar, normal că asta e clar. Dar eu mă refer la faptul că planta nu există. Știu, m-am prins de ce, deci asta era problema. Ce vrei să spui tu, dar cred că nu, credeam că ajungem la un compromis și ajungem la concluzia că nu prea există morcovi. Adică ei teoretic doar un pic. Da, există, dar doar un pic. Este extraordinar asta. Există morcovi în China? Ei sunt, dar nu prea se găsesc.
Da, bă, și normal că după a venit oamenii cu dovezile cu bă, ești prost, uite, na, da, cu s-a fotografiat un morcov. Da, 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 un chinez cu morcov în mână, da. Și de atunci a rămas, eu probabil că o să mor cu miștoul ăsta în cârcă cu ăsta, că nu există morcov. Pe care îl accept și îmi place de mor. Și asta cu Ottawa, aia cu Ottawa a plecat de la faptul că acum niște ani de zile a avut, a lovit pe cineva nebunia la cap să mă cheme să fac niște show-uri în Canada. Eu am avut minimă încredere că se întâmplă așa ceva, dar am zis, bă, ce am de pierdut? Da, hai să punem. Și mi-a pus vreo 3 show-uri. Da. Montreal, Toronto și Ottawa. Da. Și normal că s-a anulat turneul pentru că nu... Adică acum, după clipul ăla de la Umor, care s-a dus viral un pic internațional, că am auzit de oameni chiar din Canada care l-au văzut, poate aș avea șanse să vând niște bilete în Canada, că ține, s-a circulat un pic în comunitățile române internaționale. Dar atunci, acum, nu știu, 5-6 ani, nu mă știa nici dracu. Adică ăia care mă știau de pe vremuri, de pe primele viral, mă uitați să bine mersi. Da. Și concluzia a fost, ca să nu lungeți povestea aici, concluzia a fost că aveam vreo 12 bilete vândute în toate cele 3 orașe. Adică aveam câteva bilete vândute în Montreal, câteva în Toronto și în Ottawa 0 bilete. Și atunci eu am zis ca reflex, păi înseamnă că Ottawa nu există. Eu refuz să cred că există, că am vândut 0 bilete în Ottawa, da, așa că Ottawa nu există. Da. Da. Și după aia am aflat și de conspirația aia. E una din teoriile conspirației cele mai fermecătoare pe care le știu. Efectiv fermecătoare. Adică Finlanda nu există. Da. Știu, mi se pare, are o aromă aparte. Adică da. Finlanda nu există. E ceva. Da. Deci totul se leagă. Întreabă-l, te rog, pe când un podcast cu Jamelia. Nu știu dacă am eu treabă cu... Ce să... tu nu știi cine e Jamelia? Nu. Cine... Jamelia este... Te rog, dați fără. Jamelia este... Nu știu cine e? Nu. Jamelia este cea mai mare vlogăriță culinară din, de pe YouTube-ul românesc. Nu, Jamila e aia. Păi... Jamelia a scris pentru că a greșit Victor numele. E o poantă, un inside joke cu cine știe ce, că a greșit. Bă, dar noi chiar avem un crossover de public incredibil, dacă știu inside joke-uri de astea de la ultimul podcast. Da, mă, a greșit numele Victor, a zis Jamelia și am zis eu că o să-l trăznească zei internetului că i-a greșit numele Jamila. Care e cea mai bună bere la PET? Asta e din nou de la o altă. Bă, voi nu vreți să facem podcastul ăsta, vreți să facem alte podcasturi. Noi mai suntem nominați? Nu. Nu prea? Ce dracu? Dar deloc, nu știu de ce. Pentru că sunt prost de aia. E bine. Ridicăm, e bine că post. O să rezolvăm un post. Rezolvăm un post, da. Când scoate un episod din sector 7? Da, așa. Altceva. Altă întrebare. Normal că... Dar asta, jur că asta cu când mai scoateți nimic, nu a trecut din... Deci a avut un... Bă, hai să vă zic despre întrebarea asta. Când mai apare nimic nou? Dar parcă nu mai apare la podcast. Da, asta e faza. Că a fost un drum de la... Noi am început să scoatem foarte rar și atunci oamenii au început la... Deci a început din frustrare. Bă, mai apare. După care s-au prins că apare foarte rar și a devenit un loc comun. Când mai apare nimic nou. După care, după ce a fost clar că nu mai apare deloc, oamenii au început mai întâi tot din frustrare, după care au început la Caterinca, după care din nou cu frustrare, da. După care acum clar că e frustrare cu Caterinca și a devenit exact cum zici tu, un mim. Asta cu... Eu cred că noi de acum, dacă nu mai scoatem nimic vreodată, deci, și probabil că nu o să mai apară nimic nou niciodată, eu cred că la 80 de ani, dacă mă întâlnesc cu cineva, zic, când mai apare nimic, e un fel de salut. Păi da, genul ăsta devine ce în ce mai puternic în timp. Da, cu cât n-apare mai mult... Da. Nimic nou, cu atât e mai interesantă întrebare când apare nimic nou, da. Care, Teo? Ăla de e frică să pună mâna pe clanțe? Vezi? Da, este din clipul... Nu, că se... A, deci ăsta chiar te știe, cream că nu știa... Da, nu, e din clipul cu iarba pe care l-am pus de la Phoenix din Constanța în 2008. Că pune prosop pe clanță. Chestie de care mi-am adus aminte pentru că am avut un moment foarte dubios cu un băiat care acum vreo câțiva ani a venit și a zis clanțe! Și jur că uitasem cu totul clipul ăla. Și a fost efectiv exact cum îți închipi, parcă a venit un băiat la mine și a zis clanțe! Și a fost, ce facem? Și a zis prozopul pe clanță! Și eram,
man, mă sperii, deci început să sunt eu la modul, este un om care și-a pierdut mințile și care a... Și după aia zis, nu mă, din clipa, și după aia zis, ai să mă, pe brus, l-am luat în brațe de ușurare, știi cum l-am luat în brațe. Nu să mă omor. Da, 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 exact. Da. Deci, e chestia asta, trebuie să vezi, se trăiește din podcast, de unde îi vin ideile și are multe... like-uri, râsete, inimioare. Se trăiește din stand-up de unde vin ideile. Da, asta exact, da, că... aia cu, da, da, clasica. Ce părere ai despre Radu Banciu? Care nu este ăla de la televizor, este un comic. Nu, ăla e Alexandru Banciu. Radu Banciu e ăla de la... E ăla de la televizor? Da. Ah, și de ce? Ai o părere anume despre el sau? Nu. Ai vreo părere anume? Ai tu o părere specială? N-am vreo părere anume. E foarte amuzant cum vorbește. Nu e la. E ăla care face, e o prostie, da, asta e, da, o prostie, da, da. Știi că a fost vecinul meu. Da? Da. Asta e o prostie. A fost. Vecinii sunt o prostie, domnule. Eu stăteam la 4, eu stăteam la 1. Și m-am întâlnit cu el pe hol și i-am zis că, bă, a căzut lumina asta. Nu, da, nu mai e pe baterie, nu? Da, 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 okay. Și am zis că, bă, mie mi-a plăcut. M-am mutat, când am aflat că e vecinul meu, am început să mă uit la emisiunea lui. Asta acum vreo 7 ani. Eu nu știu cine. Unul de la B1 TV făcea, da, o emisiune. Ah, da, și i-am zis că mi-a plăcut, nu știu ce dracu a zis el atunci acolo. Și mi-a luat mult timp să-i zic asta, pentru că eu mi-am făcut calculul acasă. Pentru că eu nu sunt un om care vorbește pur și simplu cu... Așa. Adică, și ai făcut research, ai scris o compunere despre el? M-am gândit, dar eu ai găsit într-o zi când stătea la masă la restaurant. Da, da, așa zis, lasă friptura, vină să zic, vecine. Să zic ceva. Bă, mi-a luat, nu știu, mi-a luat mult timp, da. Mi-a făcut curaj acolo în parcare. Și s-a uitat la mine și până s-a uitat în față și a trecut pe lângă mine. Și nici măcar nu a făcut un zgomot ca să-mi dovedească că exist și eu un pic acolo. Nu ți-a validat existența. Da, 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 da. Mm. Și eram așa, păi frate, vezi, eu stau să mă gândesc să-i spun un compliment. Să... Vedetele, da. Vezi vedetele? Da, astăzi vedetele adevărate. Da, 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 da. Dar într-un fel chiar mă gândesc, oare... Vedeta aia inabordabilă va mai exista vreodată? Pentru că în ecosistemul ăsta de social media nu prea mai e cum. Adică nivelul ăla, eu nu cred că o să mai existe vreodată vedete atât de mari, pentru că nu mai sunt atât de inabordabile. Adică nu știu. Mie mi se pare că asta, păi, cum funcționează, la... este o funcție, scuze, voiam să zic asta mai devreme, o funcție, cum se cheamă, scarcity în română. Da, 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 da. Opusul abundenței. Cum erau raritatea resurselor. Raritatea resurselor. Și nu o să fie niciodată Rolling Stones să umple 300.000 de oameni. Singura dată, eu singura dată când am avut senzația că există vedete în România era în anii 90, când erau la Pro TV. Da, da. Pentru că erau, nu știu, luai toate vedetele în România și erau, nu știu, 20, 5, da. 25, 50. Da. Și s-a diluat pentru că nu mai există acest scarcity. Păi da, sunt mult, pentru că, mai multe... îți repet, nu mai e binară treaba, nu mai ești necunoscut sau vedetă. Acum poți să fii un pic vedetă, mai, da, vedetă, da. Și lumea e obișnuită cu chestia, da, asta. Și în al doilea rând există și chestia asta de interacțiune. Adică eu cred că la a privi un om ca fiind vedetă la modul ăla, trebuie să n-ai idee de viața lui, trebuie să ți se dea informații despre el cu țârâita foarte, da, controlat. Cum erau prezentatorii de știri care îi vedea într-una, dar nu știa nimic despre ea, așa, da, că erau gen... Exact. Paparații, wow. Nu mai poate să fie, nu? Să o urmească pe Britney Spears. Pe Instagram au omorât paparații, pentru că, da, vedetele au început să-și facă singure poze. Da. Vrei să mă vezi cu copilul? Pac, ia uite-mă cu copilul, nu mai stai, da, să, da, mai alerge unul pe stradă să facă poză cu copilul. Fac eu și pun. Știi? Da, și nu mai e nici așa agresiv cum era înainte. Și eu mă uit la un serial... Este o chestie de detectivi simpatică, e un serial tâmpit și nu știu cum zice. E pe o insulă. Da. Pe o insulă rezolvă trei băieți o crimă. Așa. Și sunt ajutați de fata asta, care este asistenta lor de la poliție. Fata asta e o franțuzoaică, care a învățat engleză și s-a dus în Anglia, în Marea Britanie, să, mă rog, să joace în serialul ăsta. Și are și un accent fermecător. Așa. Am căutat-o pe Instagram, i-am dat follow și la un moment dat mi s-a părut ceva, nu știu, am vrut să încerc într-o seară, eram curios, i-am scris și eu că ce frumos, nu știu ce. Și mi-a răspuns. Și atunci ăla e momentul în care nu mai e nimeni vedetă. Da. Când una din Franța care s-a mutat în Anglia îi răspunde românului ăsta, da, că ce frumos e serialul, da, mulțumesc mult, gata. Da, 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 e frumos, da, așa. Dar mi se pare foarte interesant, apropo de intimitate și de dreptul la viață privată și așa, mi se pare foarte interesant, apropo de asta, că Instagram a omorât paparații,
că e de parcă îți tai mâna ca să-ți salvezi degetul. Adică da, e foarte, înainte da. Oamenii țineau la viața lor privată și dacă îți făcea cineva poze pe stradă sau prin geam la restaurant, simțeai că ți este încălcat dreptul la viață privată, iar acum chestia asta a fost eliminată de faptul că ți-ai arătat și mai mult de viața privată. Adică acum te pozezi tu în baie și pui pe internet și atunci... Da, da, nu numai asta, dar ți-ai monetizat-o. Adică aia este gen taking over the means of production. Da, 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 da. Da. Este... Uite-mă, comunismul social media. Da, 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 pe de altă parte nu e chiar așa, pentru că ești o noțiune care mie mi s-a părut genial când am auzit-o. Genial, nu folosesc cuvântul ăsta foarte, mi s-a părut genial noțiunea de iobăgie digitală. Așa. Da, deci era un articol în care am citit despre feudalismul digital, despre faptul că platformele Facebook, Instagram, YouTube, toate astea sunt ca o moșie a boierului, a domnului, pe care noi toți suntem iobagi. Adică noi muncim acolo, profitul este în mare parte al domnului, nouă ni se dă o parte din profit, dar nu avem pământ. Știi? Da, da, da. Contul tău de YouTube nu e al tău, contul tău de Instagram nu e al tău. Tu dacă faci niște bani acolo, YouTube-ul îți dă din ei. Știi? Avem discuția asta într-una. Și asta, dar termenul ție mi s-a putut să feudalism digital. Deci gen, tu nu ai pământul. Pământul e al domnitorului, tu doar lucrezi pământul și de acolo tu ții niște... foarte tare, da. Ești un bag digital. Da. Pe mine mă deranjează la relația asta cu YouTube-ul, că nu e transparentă. Nu știu exact ce te face demonetizat. Bun. Când ai timp să te distrezi la un moment dat, dă un mesaj lui Pitici gratis și întreabă-l câte banuri și ia el pe Facebook. Deci el, fiind foarte confrontațional, cred că s-a ales cu o coadă de asta, cu un om obsedat de el sau cu ceva, care îl raportează non-stop. Și omul a început, dar credem că ce a început ca o poveste nasoală, a ajuns acum, am să folosesc acest termen, kafkaesc. Uhum. Pentru că omul a început să-și ia bani pe lucruri pe care îi mai dăduseră bani și l-au ridicat. De exemplu, știi, apropo de proces, ca să... Și poți să-ți iei în continuare? Da, deci i-au dat bani pentru o chestie. Da. A făcut plângere. Au zis, da, scuze, nu trebuia să-ți dăm bani pentru asta. I l-au pus la loc și după aia i-au dat bani din nou pentru aceeași chestie. Pentru că i-a recunoscuseră că așa. Își ia bani pentru lucruri postate pe grupuri private acum 5 ani. Își ia bani pentru... Deci de ușor să-ți iei bani, eu nu mi-am luat niciodată. Cred că dacă primești suficiente reporturi, la un punct încolo nu mai este nimeni să analizeze foarte atent. Da, asta e faza. E cum fac ea în China social credit din alea. Eu cred că el a ajuns cetățean de mâna a patra și deci orice... Și dacă arată cineva cu degetul spre el, îl bagă la pârnaie 30 de zile. Știi că e super bun. Just in case. Da. Pentru că ți-am zis, deci a ajuns în zona în care este a redevenit amuzant. Eu știu că îi creează frustrare enormă, dar pentru mine a redevenit amuzant. Că scoate capul la suprafață pe un coș, știi? Face, salut prieteni, uite, de data asta mi-a găsit ceva, o postare din nu știu cât și atâta vreau să zic, hai că probabil că în 3 zile dispar. Și dispare, după încă o lună apare. Ei, prieteni, ce faceți? Uite, de data asta m-a luat pe nu știu, a pușcat o postare din 2016 despre nu știu ce. Dar omul nu trăiește din asta, nu e... Nu. Okay. Dar ca idee apropo de proces, de a înțelege procesul, nu. Poți să ajungi într-un punct în care procesul devine efectiv absurd, adică nu mai înțelegi ce lucrează acolo. Și e o problemă. Eu am pățit asta cu YouTube-ul, man. Acum 4 ani, cred, mi-au închis contul de YouTube. Mi l-au închis. Deci nu mi-am luat strike. N-aveam niciun strike pe cont. Se poate întâmpla asta? Da. Ce înseamnă că ți l-au închis? Mi l-au închis. Și ce dracu? L-au închis, adică a dispărut. Aveai mail-ul. Mail-ul funcționa în continuare. Ce sau nu? Pentru că contul de YouTube e asociat cu un mail, de obicei Gmail. Da. Mail-ul meu. Mail-ul pe care funcționa? Da. Dar contul... Nu. Nu, m-am trezit într-o dimineață, am luat telefonul și am primit un mail pentru că ați încălcat our terms and conditions, așa, your account has been suspended. Și lucram cu o agenție atunci de content management, cum ar veni, care oarecum intermedia relația cu YouTube-ul. Am făcut eu counterclaim, au făcut ei counterclaim, au dat mail-uri, am dat eu mail-uri, am cerut review-uri, știi? Și de fiecare dată venea aceeași răspuns. We have reviewed your așa, your account is suspended. La un moment dat, la al
7-lea mail pe care l-au dat ei, agenția aia la YouTube, a venit un răspuns mai specific și anume că am încălcat un anumit punct asta. Din Terms of Use, și anume spam and deceptive practices, care să moară Gianina, nu făcusem niciodată așa ceva, nu făcusem niciun fel de... Și asta a fost singura idee cât de cât mai clară despre de ce s-a întâmplat chestia asta, pentru că nu aveam idee, nu mi-au dat niciun motiv și știi că e cu strike-uri. Gen, vezi că ți-ai luat strike, ai făcut asta, ai făcut asta. Niciun strike. Pur și simplu într-o dimineață suspenda canalul. Și a rămas așa. Asta cu 4 ani? 4 ani, cred, da. Îți dai seama când o să dorm. Am făcut, m-am potolit la un moment dat, ce era să fac, tot făceam, tot ceream review și venea, da, ne-am uitat, nu. Da, nu. Și s-a rezolvat, nu se poate. Și am renunțat, mi-am făcut un alt canal, am zis că hai că încep din nou, știu ce, și după vreo 6 luni am primit un mail. Your account has been restored. La fel de enigmatic, adică la fel cum nu făcusem nimic ca să mi-l suspende, la fel nu mai făcusem nimic ca să mi-l dea restore. Nobilul. Oh, frate, da, mă, exact asta, feudalism, efectiv. M-a grațiat. A fost... Bine, ăștia au făcut progrese considerabile la capitolul ăsta în ultimii 4 ani, pentru că și-au dat seama că trebuie să fie cumva previzibili în comportamentul lor, altfel... Da, altfel pleacă oamenii, altfel pentru că pleacă, da. Oamenii, pentru că ți-ai zis, dacă... cazul ăsta, exemplul ăsta de imprevizibilitate extremă la modul și total, adică gen, ți-am închis canalul, nu că ți-am zis sau ți-am făcut ceva. Singura teorie pe care am reușit să o găsim vorbind cu foarte mulți oameni din digital a fost că ar putea să fie un atac pe scam and deceptive practices, având de cauzi chestia asta, ar fi putut să fie un atac în sensul că cineva să-mi cumpere view-uri pe canal și după aia să mă reclame, știi? Adică să iei o fermă de boți, cumperi 100.000 de view-uri pe canalul unuia și după aia zici lui YouTube, bă, vezi că ăsta își cumpără view-uri de la ferma aia de boți. Mamă, ce sinistru! Asta e singura teorie pe care a reușit să o găsesc cineva din digital la modul cum ar putea să-mi suspende de nicăieri canalul pe spam and deceptive practices, pur și simplu. Știi? Da, sună fezabil asta. Oricum, acum e unul care se uită la piața Rosetti, la clipul... Dacă îmi bagă, sunt niște oameni acolo în piața Rosetti, dacă îmi bagă mie dolărelul ăla galben și dau un report, în 5 minute se uită. Cred că se uită în ordinea câte vizionări sunt și cât de mare e canalul și mă bagă în față. Da. Și se uită destul de repede. În maxim o oră ne-a rezolvat. Okay. Dar nu-l știu. Nu e ca și cum l-am cunoscut sau am văzut vreodată la față sau ceva. Probabil că sunt mai mult de un băiat. Poate și o fată, că acum am înțeles că au început să angajeze și femeile. Ca să vezi în ce vremuri trăim. Da. Poate e fata de la YouTube. Și femeile care muncesc, ai văzut, mai știi semnul ăla cu femeile care muncesc, devin lesbiene, distrug capitalismul și îl venerează pe Satan. Asta sunt lucruri știute, cum ar zice Funar. Sper. Da. Lesbienele sataniste comuniste distrug. Sper. Între următorii invitați să fie... tipa aia de la facultatea de filozofie cu feminismul. Bă, simt, fii atent, am o frustrare legată de acest episod. Da. Simt că am fost cu fundul în două luntre și nu mă simt confortabil. Ce-am făcut? Adică simt că nici n-am explorat destul zona intelectuală, ceea ce mi-aș fi dorit foarte mult, pentru că v-am zis, sunteți singurii cu care nu mi-a fost, adică sunteți singurii de care nu mi-a fost gen să zic orice, pentru că bănuiam că știți mai mult. Și după aia ne-am dus în zona asta, că nu știu, că suntem ok? Eu mai vreau un podcast, mai vreau să mai vin o dată la podcast și să vorbim lucruri foarte... Deci vreau să, știi cum vreau să facem? Vreau să faci cadru altfel, vreau să stau pe fotoliul ăla și vreau să ne adâncim în niște... Adică vreau să stăm așa, dacă se poate să facem un podcast. Eu sunt foarte pro. Da? Deci un podcast așa, dar anunțăm așa. Deci o să fie podcast... Și niște miel pe băț, subțire așa pe... Ceva? Miel vegan. A, ești vegan? Nu. Dar dar ar trebui. Da. Miel vegan, vodka fără alcool, o pipă și să spunem care sunt soluțiile de fapt. Da, asta simt că n-am rezolvat nimic pentru omenire în podcastul ăsta. Simt că lăsăm omenirea la fel de vraște cum am găsit-o și asta mă deranjează. Deci îți jur, asta mă deranjează tot timpul. Da. Deci asta, aș vrea un podcast la care asta să fie atmosfera, știi, să stăm așa să pe fotoliu și să
Da. Și să vorbim lucruri cu, adică nu vreau să rostim vreun cuvânt sub 4 silabe. Nu vreau să devenim atât de plebei încât să zicem cuvinte. Și luminile alea bune. Da. Fără propoziții simple. Fără, deci de la 3 fraza fără 3 propoziții nu există, la 3 predicate în sus. Nu, da. În frază. Cine n-a zis 6 virgule, mă, să ai curvă. Deci asta o să fie extraordinar. Aia vreau. Eu aia credeam că se întâmplă. Nu vorbim de feminism, vorbim de standarde heterosexuale normative, intersecționale și de gen. Aia vreau să-și cu despre mine, despre ce, cu mine, despre ce ai vorbit, despre morcovi. Da. Asta spun, că simt o bătaie de joc, simt că am coborât, frustrarea mea e că eu simt că am coborât nivelul intelectual al acestui podcast. Noi nu vorbim despre un text, vorbim despre hermeneutica din acest fragment. Păi asta spun, și aici noi am discutat despre prostia asta cu identitatea națională, pe care le știe orice fraier. Orice fraier știe cu identitatea națională. Că e un construct. Dar intersecționalitatea, aia ne omoară. Acolo trebuie. Da. Eu am aflat prima oară când am auzit de conceptele astea. A fost acum foarte mulți ani de zile, cred că acum 15 ani sau ceva. Am cunoscut o femeie, Patricia Nedelea o cheamă, care făcea stand-up atunci. Așa am cunoscut-o, făcea stand-up. Și ea la un moment dat mi-a zis că se ducea să facă sau venise de la, nu știu, un masterat despre intersecția dintre gender theory și tarot. Wow! Asta cu vreo 15 ani, da, ceva cu gender and tarot. Și am zis, când mi-a zis chestia, era ceva mai lung, bineînțeles, gender ceva, ceva and tarot, nu știu ce, și am zis două, nu știu ce-s cuvintele aia, deci nu știu nimic din ce a zis acolo. Și a făcut un masterat în asta. Și a fost prima oară când am auzit de chestia asta cu tarot și chestia cu intersecția și cu asta. Miron. Iar acum ea face, ca să-i fac și reclamă, dacă mai e cineva treaz, apropo de retenție, acum au mai rămas doi oameni acolo, ea face în continuare tarot la, are un cabinet de tarot la Cluj. Tarotricia își zice pe TikTok și face tarot, are cabinet de tarot la Cluj. Mirela, wow. Mihaela Miroi o cheamă. E profesoară la filozofie, vorbește despre feminism, a scris cartea aia cu gen și reprezentare în România comunistă. Propoziția de acum 15 minute. Gen și reprezentare în România comunistă. Da. Deci îți jur că evreul neomarxist progresist de mine e foarte curios. Conservatorul se uită foarte urât la el, dar îți jur că sionistul neomarxist au reprezentare de genul România, e foarte interesant. Da, pentru că până în 1946, cred că 1946, la alegerile alea fraudate, femeile de la noi din țară nu aveau drept de vot. Au câștigat drept de vot teoretic în comunism, da. În care oricum votai degeaba. Da. O mare valoare a... Păi da, le dăm dreptul, dar asta nu trebuie să-și însemne ceva. Adică se pare foarte corect. Asta e foarte frumos. A însemnat foarte multe. Mișcarea feministă. Femeile și-au căpătat drepturi în comunism la noi în țară. Păi normal că de-aia acum oamenii care sunt progresiști sunt numiți neomarxiști. Că vezi, Doamne, vor din nou să fie toată lumea egală, da. Ceea ce... Da. Dar vai, deci am auzit. E prima oară când aud sunetul cuvintelor nerostite. O abținut. A fost extraordinar. E un discurs prea lung. Da. O să-l tragem. Ok, să mergem mai departe. Extraordinar zgomotul ăla. Asta e discuția, da. Cu doamna la Miroi. Podcastul ăla, ăștia doi oameni care mai sunt acum și se uită, da. Vă jur că până și eu vreau să mă uit la podcastul ăla, nu la ăsta. Ăla vreau să-l văd. Da. E o femeie foarte interesantă, bătrână. Cred. Și predă chestia asta de mult timp. Și de-abia aștept să o ascult. Îți dai seama că dacă vine tipa asta și o să vină și așa nu stau să-mi dau cu părerea cum fac aici. Adică, asta spun, spui... că nici nu simt că sunt respectat. Asta nu poți să-i spui. Apropo de, vezi ce spune, da. Apropo că de orice chestie știu eu ceva așa, un nugget, da. De mi-a plăcut foarte, mi s-a părut delicioasă faza asta că România este undeva top 3 ceva la nu știu dacă în Europa sau chiar în lume. La salarii. Da. Egalitatea 5 cenți, mi se pare că pe locul 2 în Europa. Pe locul 2 în Europa? În UE, cred. Dar toate sunt fosta cortină de fier. Pentru că nu s-a bătut atât de multă monedă pe chestia asta în comunism. Partidul comunist a insistat să facă femeile egale.
Nu au fost câștigate drepturile astea în al doilea val de feminism sau după o luptă intensă. Da. S-au făcut toate la un loc. Așa cum femeile există, au câștigat treptat drepturile înainte. În România mai există o explicație, să știi. Da. Adică văd că tu vezi lucrurile din perspectivă istorică tot timpul. Ar trebui să folosești asta pe YouTube. Ar trebui să faci niște clipuri în care să zici despre... Da, folosește ce-ți place. Adică nu... mai există o explicație pentru inegalitatea asta foarte scăzută în România. Și anume, foarte multă lume lucrează cu salariu minim pe cartea de muncă. E o explicație pe care, din punct de vedere istoric, n-ai vedea-o venind, dar este. Eu îți spun, venind. Deci se trece salariul minim pe cartea de muncă și după aia banii se mai, mai primești niște mână sau, se mai dau șați. Ca să minimizezi taxele pe care le plătești, angajezi un om pe salariu minim. Și având toată lumea salariu minim, inegalitatea pare minusculă, că toată lumea e pe salariu minim. Să știi că și de acolo vine problema asta. Și o să vezi. Poți să corelezi asta, corelează asta cu statistica oficială despre salariul mediu în România. Și o să vezi că salariul mediu în România e foarte jos. Dar care e diferența atunci? Cum putem să estimăm, să vedem care? Nu știu, trebuie să te apuci să afli care e piața, care e plata la negru a muncii. Acolo poți să afli. Și apropo, dacă eu cred că adevărata inegalitate între bărbați și femei se vede la oameni care sunt plătiți doar la negru. Acolo, deci dacă ai putea să găsești meseriile în care oamenii sunt plătiți doar la negru, acolo ia vezi cât iau bărbații și cât iau femeile, că acolo e realitatea. Nu în faptul că toată lumea are salariul minim pe cartea de muncă. Dar eu mă gândeam acum la vârf, dar de fapt... Salariul mediu e tras foarte mult în jos de, de faptul că sunt foarte mulți oameni care lucrează pe salariul minim oficial, dar practic ei iau mai mulți bani, că angajații în România câștigă mai mulți bani decât datele oficiale pentru că foarte mulți sunt pe salariu minim pe cartea de muncă. Da, și asta e o problemă doar la credite, că na, când vrei credit trebuie să... Da, eu mă gândeam că există o discrepanță la vârf poate, dar nu m-am gândit. Istoric e destul de important, chiar și așa. Faptul că comunismul a împins în față Ana Aslan, tot felul de femei inginer care mai lăudați mult comunismul, mă ridicule din păcate. Nu sunt foarte curios să discuți chestia asta cu... Familia mea a murit în pușcării comuniste, adică eu nu sunt comunist sau... Okay. Dar e o chestie așa în care... Acum mai vorbim. Da. Acum vorbim. Ok, sunt, mă așez la luna asta. Eu sunt foarte curios să discuți cu doamna profesoară această opinie a ta și în ce măsură... Care opinie? E din cartea ei chestia asta că și-au câștigat drepturile femeile atunci. Bine că și-au câștigat drepturile, dar în ce măsură, mă rog, toată discuția. Și le-au discuția. Câștigat la nivel artificial. Ea spune că... Superficial, adică. Da. Ea spune că din cauza că nu a fost o mișcare vie de stradă... Adică că n-a fost grassroots, nu a venit de jos, nu a venit, a venit top-down. S-a câștigat direct și brusc. Și are niște consecințe și diferențe față de americani. De pildă, atunci când eu mă chinui să fac ceva împotriva ta, tu o să tragi în direcția opusă și o să se extremizeze puțin părerile. La noi nu s-a întâmplat asta. Mm-hmm. Să fie unii care să fie, femeile trebuie să fie la cratiță. Sunt unii care cred că trebuie să fie, dar nu marșează pe treaba asta politică. Tu ai vorbit cu... Ce? Tu ai să spun... Că zici asta că nu sunt oameni care zic femeie trebuie să fie la cratiță. Tu ai vorbit pe stradă cu oameni, ai încercat să... Nu la modul politic, știi, nu vor să... Mă rog. Politic vorbind, da, politic vorbind, da. Într-adevăr, dacă stai să te uiți la peisajul politic în România, peisajul politic nu e misogin. Asta e foarte interesant. Deci, da. Teoretic. Adică nu ai oameni care în mod activ încearcă să... Vorbim de măsuri, de proiecte de lege și așa mai departe. Teoretic, România e o țară foarte progresistă. Practic, când vezi interacțiunile efective între politicieni, acolo începe să se vadă misoginismul ăla... organic, rădăcinat. Vezi aia cu am poze cu tine făcând sex anal și cu aia e o proastă de ore. Exact. Acum, teoretic, din punct de vedere politic, da, într-adevăr. Mie de-aia îmi sună ciudat chestia asta, pentru că ok, ei asta, dar ar fi foarte interesant să analizezi că ok, la nivel de drepturi, așa cum aveau și dreptul de vot, cum se pupă asta probleme. Cu realitatea, cum erau tratate femeile în realitate, la nivel de... Tot în comunism, nu puteai să spui că nu e egalitate. Odată ce au spus că e egalitate, asta era linia de partid. N-aveai voie să spui că nu prea e așa. Da. Și atunci toate celelalte probleme, în afară de salariu egal, locuri de la școală egale. Știi cum se chinuie ăștia la Hollywood să facă nu știu câți negri, nu știu câți asiatici, așa să fie toți în combinație într-un film? Comuniștii au zis că așa trebuie să fie și așa au făcut. Deci 50% fete, 50% băieți la școală, la facultate la fel.
era asta e tată, asta era norma. Da. Da. Și s-a făcut asta suficient de multe decenii să fie chiar să se bată monedă pe treaba asta. Comunismul a distrus România, m-a adus femeia la facultate. Dar, dar în afară de alte... Dar în afară mare, de, asta a fost greșeala. Da, mare greșeală. Da, foarte multe probleme noastre de acolo. S-au educat. Dar în afară, de, în afară de chestia asta, orice altă problemă, cum este violul în violența în familie, toate da. Chestiile astea, au fost nu că puse sub preș, au fost și mușamalizate de multe ori. Nu că se ignora. Nu era nimic la poliție, n-aveai ce să faci. Nu era nici măcar... Nu puteai să depui plângere pentru așa ceva, pentru că nu există viol în societatea comunistă. Plus, da. Plus super problema cu avorturile care... Da. Și atunci asta duce la o idee despre femeie foarte diferită în România de astăzi față de în America, de exemplu, unde ele au mai puține drepturi decât au astea de la noi. Dar Se mute aici. Dar mai puțină violență, mai multe portițe pentru... Nu știu, sunt tot felul de chestii de astea, știi? Da, uite, asta astea sunt discuții pe care voiam să... Exact, uite, acum am și... Ți-am ras metaxa, dar ce vreau să spun este că eu asta credeam că se întâmplă. Credeam că vorbim acolo va fi, da. Iar eu voi fi... De ce credeai că se întâmplă asta? Păi, asta e dinamica pe care o așteptam. Tu, având discursul ăsta foarte frumos încărcat de context istoric și de fapte și așa, și eu încercând să mai scap o glumiță, să faci... Și eu la fel. Da, și când colo m-am luat eu prea în serios și nu știu dacă vrea cineva să vadă asta. Eu, unul cel puțin, nu-mi doresc altceva, dar m-am și săturat de chestia asta, să mă iau în serios. Dar, na. Nu e acum momentul să ne... În orice caz, foarte frumos teaser pentru următorul episod și sunt sigur că o să fie un episod extraordinar. Chiar vreau să-l văd. O să, chiar. Da. Luna viitoare. Să mi-l trimiți. Să mă pregătesc, știi? Ne dăm niște teme. Da. Facem un book club. Da. Și cred că ar cam trebui să terminăm, că am sărit de două. Eu chiar sper că îl puneți pe două bucăți, pentru că altfel o să intimidăm oamenii cu, o să vadă acolo 2 ore 30 de... Să intimidăm cu lungimea noastră? Da, dacă nu cu grosimea, măcar cu lungimea să intimidăm. Păi cred că îl puneți pe două bucăți până la urmă. Nu știu, ziceam, nu știu. Că s-a lungit foarte tare. Și eu vă mulțumesc extraordinar de mult că m-ați chemat. Dar v-am zis, aș mai vrea un... Nu mă așteptam vreau... să vii. Hai, mă. De ce? Și da, am putea să... Aș vrea să mai facem unul unde să stăm foarte, foarte, deci să ne băgăm capetele în cur rău de tot, știi? Pentru că eu acum mă așteptam să fie foarte intelectuală discuția, dar pe de altă parte am vrut să fie și entertaining și aș vrea foarte mult să renunț la așteptarea asta de entertaining la următorul podcast. Dar tu ai adus-o, să știi. Da. Asta cu, adică eu nu aveam niciun, cred că nici ori, nu aveam nicio pretenție să citim întrebările. Adică înțeleg angle-ul de îmi place, deci mă rog, angle-ul de băgat pe altă parte, dacă întrerupe discuția, noi aici noi putem să go as deep as we can. Eu ce ziceam acolo, ziceam de întrebări, să vedem dacă sunt poate, mie de ce îmi place foarte mult să răspund la întrebări, pentru că de foarte multe ori te aruncă într-o direcție neașteptată. Bine, problema e că tu nu te-ai uitat deloc la ele. Eu m-am uitat un pic peste ele și erau numai din asta, erau numai cioace. Eu n-am vrut să mă uit la ele, n-am vrut să mă uit la ele ca să fie proaspete acum, știi? Da. Eu nu o să mai pun întrebarea asta pe Facebook. Ce? Cu ce întrebări să punem? Mă, tu poți să o pui. Eu eram nu știu dacă se ofensează cineva dacă nu. Dar eu m-am uitat peste asta și de-aia nu mi se părea super, cum se cheamă, fructos. Fructos? Să intrăm în aia, că erau mai mult cioace. Băi, deci v-am zis, eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați chemat. Plec cu o ușoară frustrare și vreau neapărat, mă cer, eu nu m-am mai cerut la niciun alt podcast înapoi, dar chiar mă cer, bine, la întreșorii mai rog pe băieți din când în când să mă lasă să rămân, dar aici chiar... Da, eu mie îmi pare rău că nu am putut să spun întrebarea și nu știu dacă îmi dau spoiler acum, nu am putut să spun întrebarea. Dar de ce? Nu trebuie să... Mai un pic de metaxa, te rog, spune. Nu am putut să spun întrebarea că ai luat bani de la Soros. Culmea că n-am luat bani de la Soros. Dar m-am folosit de banii lui Soros. Da. N-am luat bani de la Soros. Știu că te referi la debate. La debate, da. Că eu sunt prieten cu ăștia, generația de după tine. Ok. Cu de la Ardor. Da, de la Ardor. Și era amuzant. M-am gândit de foarte multe ori. Bine, hai să terminăm cu asta. Hai să terminăm cu asta. Hai să facem. Nu, dar nu cred că mai băgăm asta. De ce?
O păstrăm pentru... Da, e bună, e bună. De ce? Hai mă să terminăm cu... Da. Deci programul de dezbateri în Europa Centrală și de Est a fost finanțat de Soros. Care sună, acum că m-am gândit de mai multe ori la chestia asta, care chiar sună a lucruri de care îl acuză diversi prăjiți. Da. Știi, aia care la orice căcat pun și o poză cu Soros să fie acolo. Am văzut chiar de curând, acum, da. Azi am văzut unul care era ceva cu... spitalele cu alea, cu nu știu ce, că ăștia ne omoară, ne bang, și erau niște poze cu Arafat și una cu Soros. Aruncat acolo să fie, știi, că n-avea Soros nicio treabă în toată prostia aia. Era o chestie strict românească despre ce bătea omul, semi-bătea câmpii. Dar era și o poză pusă cu Soros sub Arafat. Arafat înțelege, era sistemul medical și Soros, bă, gata acolo, să fie, știi? Da. Și deci asta spun că chestia asta că a finanțat și a băgat multe milioane de dolari în programul de dezbateri din Europa Centrală și de Est, sună a manevră exact de care, doar că întâmplătoria este foarte, foarte tare. Întâmplătoria e pe față, adică nu a fost nimic secret, nu parcă. Și apropo, Renate Weber făcea chestia asta, care acum a ajuns avocatul poporului și care... Eu am impresia că avocatul poporului e o instituție numită ironic. Deci îți jur la fel. Deci, la mișto. Da. Ce bună e observația asta. Dar nu, la serios, ai văzut vreodată ceva care să-mi fie împotriva poporului de la avocatul poporului? Deci chiar știi exact cum... E avocatul poporului Hank. Da, de da, fapt, gen, asta e denumirea avocatul oficială. Poporului, da, da, știi? Exact cum ai văzut, dacă exact la asta mă gândeam, cum mi se spune un om gras micuțu sau, știi, slăbănogul. La fel e și aia, avocat poporului. Da, da. Și așa e asta cu... Da. La ce, ea a participat la început? Renate Weber era șefa de la Fundația Soros. Uh-huh. Fundația Open Society. S-a transformat după aia. O mai și cheamă Renate Weber, care nu e deloc nume românesc. Renate Weber, Weber Soros. Da, eu am vrut să fac un material la un moment despre Soros, tocmai pentru că e atât de vehiculat. Da. Și într-adevăr, omul e foarte interesant, pentru că el a făcut bani în cel mai hardcore capitalist mod de specularea currency-urilor când s-au deschis trade-urile alea, așa. Iar apoi și-a dat seama că, bă, hai să, nu știu. Poziția lui în sine este, n-a fost. Nu. Așa am citit. Poziția lui nu cred că a fost. El a reușit să scape. Nu, a fugit din Ungaria. Da, a fugit din Ungaria, dar nu l-au. Poziția lui e destul de interesant totuși. Că ok, el a făcut bani și după aia, să zicem că povestea e așa. El a făcut bani și după aia și-a dat seama că vrea să facă bine cu banii. Da. Dar ideea lui de bine este că hai să bag bani în societate astfel încât să nu mai există atâta influență a banilor în societate. Mm-hmm. Nu știu neapărat dacă a banilor. Eu, cum am văzut treaba tot timpul, adică eu așa am văzut programul de debate. Uh-huh. Programul de debate eu l-am văzut ca o... Mai ales că el a băgat banii ăștia undeva... adică când zic Europa de Est și Centrală, programul de debate a fost după cortina de fier. Adică el a băgat banii în țările fost comuniste. Interesul declarat, deci nu ascuns, interesul declarat fiind... Altă viață. Interesul declarat fiind să... fie o unealtă împotriva totalitarismului. Da. Adică aia a fost modul în care am văzut eu. Să valori liberale. Valori nu neapărat liberale. Doar antitotalitare. Doar intelectuale de gândire critică. Adică nu am văzut niciodată debate-ul legat de vreo doctrină economică. Așa știu și eu, sincer. Adică eu așa am văzut-o, așa are sens și nu văd ce alt sens. Putem să vorbim imediat ce alt sens ar putea să aibă. Dar eu am văzut-o așa, la modul, sunt niște țări care au trecut prin sisteme totalitare. Sistemele totalitare încearcă să elimine gândirea critică și atunci hai să facem să reînsămânțăm gândirea critică. Reabilitare. Eu chiar o văd ca reînsămânțare, de parcă cineva a încercat să elimine plantele astea și acum hai să aruncăm semințe din nou în puștani ca să, știi? Eu cred că e extrem de tare ce a făcut el. Da, dar poate foarte ușor. Gândește, fă un pas în partea altă și uite-te să Soros bagă milioane de dolari ca să spele pe cap copiii. Uh-huh. Se poate vedea așa? Se poate vedea foarte ușor așa. Știi? Da. Dacă nu înțelegi
Bine, e foarte ușor. Dacă nu înțelegi ce înseamnă, dacă nu înțelegi valoarea gândirii critice, ce înseamnă ea, dacă nu înțelegi ce înseamnă chestia asta, gen dezbateri, eu știu multe despre foarte... facultatea pe care a făcut-o el în, în Ungaria, pe care au și închis-o, care se numea Central University. Așa. Of, da, da, da. Central Liberal, nu mai știu cum se chema. Central University, parcă zicea. Da, Central CU, University nu? Liberal ceva, CEU, da. Așa. Știu, știu multe despre cum funcționa și cum au și închis-o, dar la fel, nu era o chestie cu vreo agenda. Întotdeauna a băgat bani în chestii educaționale care să... Da, dar numai că nicio... Băi, uite... Mă rog, întotdeauna, nu pot zic întotdeauna. Eu vorbeam la un moment dat cu Victor, am scos o vorbă la care eu țin destul de mult, și anume că lumea proștilor e plină de proști. Ai o chestie care ne-am dat noi. Uh-huh. Momentul în care ești prost, cea mai simplă și la îndemână explicație e că restul sunt proști. Într-un fel asta se aplică. Bine, sunt variațiuni pe tema când tot ce ai un ciocan, tot în jur îți pare cui. Oamenii care sunt conduși de ideologie, văd ideologie oriunde. Da, și atunci caută. E foarte greu să-i zici cuiva, bă, nu, astea sunt niște instrumente neutre de gândire. Era, nu. Pentru că dacă eu trăiesc doar în... Nu există neutru. Eu trăind în ideologie, sigur aia este o ideologie. Uh-huh. Și atunci e destul de greu să zici, bă, nu, Soros nu ne spăla pe creier, doar ne învăța să ne contrazicem. De fapt, debate-ul este la bază, debate-ul este... arta contrazicerii. Uh-huh. Arta contrazicerii, aia asta înseamnă. Înseamnă să te contrazici eficient, elegant, structurat. Civilizat, structurat și așa mai departe. Asta e debate-ul. Uh-huh. Dacă te uiți acum în societatea noastră și dacă te uiți la tot ce înseamnă televizor și așa mai departe, o să vezi că lipsește cu desăvârșire. Și apropo, culmea e că dacă întrebi oamenii, simt asta. Și cei mai needucați oameni simt că, bă, ăia se cea, ții pe unii la alții și nu rezolv. Da, pentru că lipsește exact elementul ăla de structură și de direcție a unui dezbateri. Știi? Faptul că Soros băga bani în chestia asta este un lucru foarte, cum să spun, mi se pare o inginerie socială foarte mișto. Uh-huh. Și corectă, pentru că într-adevăr asta lipsește și în continuare se vede... Se văd efectele de la faptul că ne lipsește arta dezbaterii. Dar peste tot lipsește asta. Dar oamenii nu înțeleg că dezbaterea este un instrument și nu un scop în sine și foarte puțini oameni înțeleg că nu te învață ceva, te învață cum să înveți ceva, te învață cum să te contrazici. Și oamenii nu înțeleg asta. Pe lângă faptul că noi când eram în Ardor mai discutam de o treabă, supraanalizând, bineînțeles, căcaturi simple, dar mai există o problemă. A, și voi faceți asta? Debate-ul, da. Nu ești singurul de pe pământ, teoria. Fii atent. Una din probleme pe care oamenii care erau, gândeau destul de mult, le vedeau cu debate-ul, era că, și aici putem să vedem perspectiva conservatoare asupra de ce ar fi asta o problemă. Nu, pare că nu te lasă să ai convingeri. Pare că nu te lasă să ai principii personale ferme. Că trebuie să fii pro și contra. Pentru că nu ești, asta e o chestie care, pe care foarte puțin am înțeles despre mecanismul în care se desfășoară de fapt dezbatere la club și în competiții, și anume că tu nu te duci acolo să susții ceea ce crezi. Uh-huh. Da, ție ți se dă o temă și tu poți să cazi de o parte sau de alta temă. Și deci interesul tău este să câștigi fiind ori pro, ori contra unei teme care uneori ține de valori și deci nu prea ai cum să fii ori pro, ori contra. Da. Ești ori pro, ori... Adică, trebuie să fii ori pro, ori contra. Tocmai asta e șmecheria, nu? Păi știu, dar tu știi cât de mult scai putere intelectual trebuie să ai să înțelegi că tocmai asta e avantajul? Pentru că cei mai mulți oameni văd la modul... Păi stai mă puțin. Deci eu ca om cred că există Dumnezeu, da? Da. Și după aia vii și mă pui să argumentez că nu există Dumnezeu. Păi ce prostie asta? Păi știu că există Dumnezeu și nu contă. Cum adică să zic eu că nu există? Adică tu mă ataci pe mine în esența ființei mele și mă pui să zic că nu există Dumnezeu? Adică o spui așa cu convingere și e foarte frumos, dar mă întreb care sunt oamenii ăștia? Cine gândește așa? Ai, nu, erau destul de mulți care erau destul de mulți oameni care, bă, am cunoscut tot felul de oameni, mai ales din nou atunci când erau când eram implicat în dezbatere, discutam cu foarte mulți oameni despre chestia asta. Da, era o problemă. Asta, adică la modul cum adică să argumentez ceva în care nu cred. Asta era, cum să spun, la bază, problema. Cum adică să eu să susțin, stai, nu să argumentez, ca să fie mai clar. Cum adică să susțin ceva în care nu cred?
Ești un om care vorbește în pilde, știi cum vorbea Hristos. Îți mulțumesc. Știam eu că merită să vin. 3 ore a durat, dar am ajuns la ce contează. Da. Mi-am dat seama. E un fel de a vorbi foarte interesant. Eu nu pot să fac chestia asta și e mult mai eficient decât ce fac eu. Dar nevoie am învățat. Adică, din nou, pune doar pizzerie, 12 noaptea, înveți. Da. Așa și Iisus, cred că a început ca tine și... Cu scandalul. Da, după aceea templu, târziu, oameni beți, hai că mai vine o dau un pilde. Am învățat cum să dea mai așa. Da, mai să se înțeleagă toată lumea. Și sunt curios, adică pildele astea, pildele. E clar că poveștile pe care le spui au o structură frumoasă din care se extrage noi miezul. Uite, acesta e așa de evident. Uite, da. Poftim morala. Da. Morala e chiar așa în fața ta, o simți, știi? Da. Pe altfel nu plătesc ăștia bilete. Da. Dacă nu miros un pic de moral. Da, dacă nu e chiar în față. Da. Da, nu știu, mă gândesc dacă lucru... Am uitat ce vreau să spun. Cred că voiai să treci de faptul dacă chiar existau oameni care vedeau o problemă cu faptul că trebuie să zică ceva ce da, nu... Da, pentru că întotdeauna găsește cineva ceva în conversații și eu nu am trăit lucrul ăsta și mi se pare păi așa... Păi da, dar n-ai nicio legătură cu lumea de debate. Adică, eu eram omul ăla. Eu am încercat să fac dezbateri la 15 ani. Așa. Și când trebuia să mă duc la prima competiție, un trolebuz... Da. Aveam atâta anxietate, nu dormisem noaptea precedent, într-un rebus m-am dat jos, am vomitat, m-am dus acasă și m-am culcat. Și m-am lăsat de dezbatere. Da, asta a venit pe filonul de probabil de public speaking, da. De faptul dar că nu voiam să zic că eu eram omul ăla, este că și mie mi s-a părut foarte ciudat atunci ideea asta, că cum adică să argumentez eu ceva în care eu nu cred. Într-un mod exact insultător, așa cum spuneai tu. De cum adică, dar ce, credințele mele, ce spun eu pe gură, poți să le schimbi așa? Adică ca și cum te învață o chestie foarte negativă, de a fi politicianist sau... Relativism, un relativism, adică nimic nu contează, tu poți să crezi orice, că nimic nu contează. Asta era problema, știi? Că am zis, bă, dacă ea poate să fie și pro și contra un lucru, până la urmă ce cred ei de fapt, știi? Asta era critica la bază, știi? Adică tu dacă poți să argumentezi și pro și contra, păi înseamnă că tu ești o frunză bătută exact. În vânt care e, da. Exact. E, acum, prima facie ține chestia asta, la modul da, păi da, ori zici una, ori zici alta, nu poți să zici și una și alta și în funcție de unde așa. Pe de altă parte, exact cum ziceam Horia, bă, dacă stai un pic și te gândești, asta este cel mai important lucru, adică doar aflând argumentele contra, poți să te hotărăști că ești cu adevărat pro. Da. Știi? Da. Și cum poți să afli mai mult, mai bine, mai puternic, cum poți să internalizezi argumentele contra decât susținându-le. Asta este magia dezbaterii. Din nou, am încredere că oamenii voștri sunt în stare să înțeleagă chestia asta, pentru că la bază e greu de înțeles. Adică, cum adică eu zicând ce nu cred, îmi întăresc credințele. Dar oarecum așa este, adică supunându-le testului, ți le întărești. Sau, Doamne ferește, ți le schimbi. Ceea ce nu vrea nimeni. Nu. Adică nu sunt. Nu. Exact chestia asta. Îți schimbă Soros. Asta e. Dacă ar fi să fie Soros clickbait. Credințele. Da, asta e, poți să pui titlul clickbait la partea a doua, Soros îți schimbă credințele. Da, cam înțelegi, de asta ziceam că vezi cum ar putea dintr-un unghi conservator să fie o mare problemă, că care, băga cred că e ăștia. Foarte ușor de învârtit și fără să știa de multe detalii. Da. Și era și atunci, înainte să fie, deci pe vremea aia Soros nu era demonizat, adică încă nu era creionat personajul care e acum. Uh-huh. Și atunci, vorbim de 2000, uh-huh. era o discuție la modul, păi stai mă, cineva dă bani, nu era vorba că este satana Soros, da? Cineva dă bani ca să creadă copiii români orice. Și partea cealaltă a discuției, sună... ce bine sună asta. Da. Dacă scrie textul ăsta uh-huh. și partea cealaltă a discuției în care Soros e un băiat bun ca da bani, aș pune-o cu... E ok să ne rezolve miliardarii problemele? Mă, stai, uite, poate să zic omul. Foarte interesant. Soros a pompat foarte mulți bani în România, dar într-un mod, cum să spun, foarte inteligent din punct de vedere capitalist.
În sensul că el a băgat bani în instruirea unor oameni, în stabilirea unei rețele naționale pe baze regionale. Adică erau regiuni de dezbateri care concurau unul așa, se crease o infrastructură de cluburi de debate în licee, susținute de filiale Ardor regionale care lucrau cu Ardorul Național. Deci era o întreagă construcție clădită care era finanțată descrescător pe măsură ce ar fi trebuit să crească capacitățile de fundraising. Deci așa era gândită treaba. Nu era la modul noi o să tot băgăm bani în chestia asta, ci băgăm bani, n-au porni. Adică gen, știi, pornit la manivelă. Dăm trei manivele, pornește motorul, merge de unul singur. Doar că românii, având zero și în continuare avem carențe foarte mari la nivel de antreprenoriat, că și noi ONG tot antreprenoriat, nu? De antreprenoriat, fundraising și așa mai departe, în momentul în care au scăzut banii, au dispărut banii. Adică n-au început să apară bani din fundraising propriu. N-am mai dat Soros bani, n-au mai fost bani. N-am mai dat Soros bani deloc, n-am mai fost bani deloc. Deci Ardorul, dar Ardorul există. Și după aia încet, încet, păi nu, dar încet, dar crede-mă că a ajuns la rock bottom, adică era la modul numai de la un milion și ceva de dolari cât băgase până atunci, s-a ajuns la, nu mai aveau bani de o chirie, de un salariu, de un... Păi asta, eu nici nu știu sub varianta asta, eu nu știu cum exista așa, eu știu doar varianta în care existau zero bani și... Da, nu au, eu, când foarte... am ajuns prin Ardor, prin 2000, tocmai se închisese robinetul cu bani. Deci robinetul cu bani cursese de până 96 până 2000. Și prin 97, 96, 97, așa erau de-astea, cu regionale ținute în hoteluri de 4-5 stele, cu naționale, cu de-astea. Deci așa, deci se spărgeau zeci de mii pe o competiție națională, nu știu ce. Și după aia, da, asta spun că și eu când am ajuns acolo, auzeam povești de, bă, când erau bani, cumpăram xeroxuri, imprimante, calculatoare, dotam centrele, mergeam în... tabere cu copii, și acum era gen, bă, nu mai, acum să vedem dacă e de sală de clasă. Să nu prea mai avem hârtie, nu prea mai, da, adică, știi? Pentru că îți repet, cum era gândită, era pe măsură ce scade finanțarea, crește autofinanțarea. Autofinanțarea nu a fost deloc. A fost la modul că, uite, n-a murit, există în continuare, dar nu s-a întâmplat deloc ceea ce trebuia să întâmple. Ceea ce măcar atât, că n-a murit, a existat în continuare, adică asta e... Și shout-out pentru Emi Beteringhe, care în continuare ține steagul sus și duce Ardorul mai departe. În continuare există dezbateri, ideea n-a... Automat mă gândesc cum aș scrie textul ăsta, că și tu ai zis că-l faci și mă gândesc la el de mai mult timp, știi? Și eu aș... Știi ce ar fi tare să faceți? Faceți episodul ăla ca o dezbatere. Faceți, scrieți despre Soros, unul pro, unul contra și prezentați două fațete ale aceeași, două fețe ale aceeași monede. Da, se poate, pentru că oricum nu sunt informații extrem de clare despre el. Păi asta spun. Și atunci, dacă este atât de interpretabil, atunci unul dintre voi e pro Soros, unul e contra Soros, pentru unul Soros este bun, pentru unul Soros este rău. Și prezentați-le side by side. Eu încerc să dau întotdeauna o componentă morală. Că se uită lumea mai degrabă la chestia asta cu că e bine, că e rău. Și aș băga-o cu asta cu e bine să ne dea un miliardar, să rezolve, să încerce un miliardar să rezolve problemele. Asta e bună pentru socialiști, pentru, știi? Da. Oare ar trebui să așa sau să ne rezolve statul? Și după care să vreau, mă gândeam când m-am gândit un pic la chestia asta. Și un miliardar străin. E doar o ciupercă de... Abia a răsărit un pic gândul ăsta cu să scriu textul despre Soros, dar mai de mult, știi? Mă gândeam că la mijloc o dau exact așa cu uite nenorocitul și după aia îl recuperez pe la final. Știi? Și să fie așa. Și să-ți faci un roller coaster emoțional așa. Da. Și mă gândeam că așa. Pe la urmă cam asta e totul. Despre oricine poți să vorbești așa. Dar repet, mă bucur foarte mult că debate-ul n-a murit. Există în continuare mai puține cluburi, dar funcționează. Se întâmplă în continuare. Culmea este că de-a lungul acestor 20 de ani, orice om cu care am vorbit despre debate a fost entuziasmat de idee. Adică n-am auzit oameni care să zică, da, nu mi se pare cine știe. Orice om care i-a zis de ideea de dezbatere, bă frate, sunt două echipe care dezbat o temă și sunt prost sau cum știu, vai cât de interesant, vai cât de... Bine, cred că foarte mulți din oamenii ăștia nu își dau seama tehnic că poate să fie plictisitor. Da, adică, da. Și dacă echipele nu sunt bune, poate să te... Da, poate fi rău de tot. Poate fi rău de tot. Dar ca idee, toată lumea a fost entuziasmată de idee, știi? Gen, bă frate, ce mișto asta, un meci în care... Și cel mai important lucru care lipsește grav și oamenii simt că lipsește în societatea noastră este
decizia. Cel mai frumos lucru la debate este că are un final. Uh-huh. Adică noi ne-am zis lucrurile, voi v-ați zis lucrurile, noi ne-am zis lucrurile, voi v-ați zis lucrurile, ne-am luat la întrebări, acum ne oprim și cineva zice cine a câștigat. Mie mi se pare că îți oferă o finalitate pe care nu o găsești în lumea, știi? Pentru că dai drumul la televizor, se ceartă ăla de la PNL cu ăla de la PSD și sau porcăi sau nu știu ce. Bun, vă mulțumim, vă așteptăm data viitoare. Păi și care e concluzia? Păi se mai ceartă și mâine. Da. Păi concluzia nu poate să dea, nu? Păi nu, dar asta spun păi că... nu există. Păi nu există, de multe ori nu există. Bine, de uneori se concluzionează într-o lege sau ceva, că până la urmă se ia o măsură care e într-un fel, într-un alt sau în ambele sau, mă rog. Dar ți-am zis, ăsta e farmecul dezbaterii. Faptul că la un moment dat cineva vine și zice tu. Da. În seara asta tu, știi? Dar și ăla trebuie să-și argumenteze decizia. Și ăla trebuie să zică tu pentru că și pentru că și pentru... Eu când eram arbitru, țineam, se numește flowchart. Flowchart e o chestie, o foaie lungă din aia a cât? 3, 2? A 3. Da. Pe care făceam coloane și pe fiecare coloană notam ce a zis fiecare vorbitor și după aia contraargumentarea o notam în dreptul argumentelor și tot așa, încă puteam să tragem linie prin argumente și contraargumente și să vedem cine a câștigat, ce a zis și nu știu ce. Și după aia făceam, trăgeam, și ziceam, asta a câștigat, trăgând linia, a câștigat echipa asta. Azi, e o finalitate. Adică eu nu am participat niciodată la debate, dar cât de trist e să câștige partea care trebuie să reprezinte argumentul mai slab. Sau mai, știi cum ar fi? Mă, nu, se întâmplă. Mai că trist. Nu e trist, e cea mai șmecheră victorie. Da. Pentru ceilalți, mă gândeam, pentru aia care au trebuit, tu a trebuit să apăr. A, păi da, că sunt meciuri pe care nu le câștigi, le pierzi. Da, sunt unele teme pe care, într-adevăr, n-ai de, deci n-ai tu de câștigat. Deci teoria evoluției și au câștigat aia cu nu știu ce. Niciodată nu, nu, nu se, ești, o, frate, aveam de apărat nu se ceva. Discută niciodată teoria evoluției. Se discută, păi n-ai cum, asta nu e o temă de dezbatere, teoria evoluției. Nu, poți să zici, teoria evoluției ar trebui predată în grădiniță sau teoria evoluției n-ar trebui menționată în școală sau... Nu e ceva clar. N-ai cum să ai teme formatul de-astea, e, iubirea. Formatul e gen, acest parlament vrea să... Și după aia o parte pro și o parte contra. Acest parlament vrea să interzică religia. Bine, astea sunt teme de strategie, în principal. Astea sunt de strategie cu măsuri. Că poate să fie și teme valorice. Acest parlament crede că pedeapsa capitală e justificată. Ok. Ceea ce nu e de măsură, e gen de valoare, știi? Sau există valorice comparative. Una clasică, o temă comparativă clasică este acest parlament crede că varza e mai bună decât trandafirii. Na, comparativ, valoric, n-are legătură cu realitatea, cu măsuri. Judeci varza în raport cu trandafirii și așa mai departe. Dar este, ți-am zis, este cea mai mare victorie să câștigi o poziție. Teoretic, temele trebuie să fie făcute de așa fel încât să fie echitabile, să nu fie o poziție dezavantajată. Dar tot timpul există un bias, o încărcătură de o parte sau de alta, știi? Da. Și atunci cea mai frumoasă victorie atunci când câștigi împotriva așteptărilor, da, știi? Normal. Da, și când câștigi teme grele, cum ar veni, adică sau când ești creativ, sau când ești, știi? Că uite, vorbeam cu cineva la un moment dat, cred că am mai pus asta într-un podcast, dar aici se potrivește foarte bine. Povestea că a pierdut o finală mare pe tema acest parlament crede că Dumnezeu există. Și că era guvern, era afirmator. Trebuia să susțină că Dumnezeu există. Și zicea, bă, n-ai cum să dovedești că Dumnezeu există. Adică, până la urmă, e o problemă... Da. Mare. Mare. Să-i zicem mare? Să-i zicem mare. Măricică. Măricică. S-a mai mare. Discutat. Da. Să-i zicem măricică. S-a mai ridicat problema asta. Da. Doar că, acum, ce mai trebuie să înțeleagă oamenii e că în cadrul debate-ului, adică debate-ul e un sport... care are niște reguli și un cadru. Da. Nu discuți orice, oricum. Da. Atunci trebuie să definești termenii și să joci în acele definiții ale termenilor. Deci, ca să zic așa, nu are sens să faci un concurs de alergat viteză dacă nu alergă toată lumea în aceeași direcție. Da, știi că dacă tu o iei spre est și el o ia spre nord, cum aflăm noi cine a alergat mai repede? Și atunci trebuie să alerge toată lumea pe aceeași pistă. Asta se face definind termenii. Și dacă unele meciuri se joacă pe definirea termenului. Nici măcar n-ajungi să joci tema, te bați pe care-i termenul, care-i definiția termenului. Dacă definești Dumnezeu, aici tot meciul e jucat pe care-i definiția lui Dumnezeu. Pentru că, repet,
până la urmă, și dacă stai și vorbești cu cineva, dacă te apuci să vorbești cu cineva la o bere, există sau nu Dumnezeu, foarte repede discuția o să cadă în derizoriu sau în căcat de la faptul că nu ați definit la fel termenul de cum Dumnezeu. Cum adică Dumnezeu, cum adică există? Da, ce înseamnă există și ce înseamnă Dumnezeu. Asta e bună, cum adică există. Da. Și atunci, deșteptă. Cel mai important lucru este să definești termenul. Și eu i-am sugerat că văd o cale de a câștiga meciul ăsta sau măcar de a face un caz... Mamă, să că mai dă și o mână de var până terminăm. Ce o să fiu în alt loc. Nu, dar oricum lumina să se stingă, parcă suntem în bar, știi, și așa încet. Păi, încet, dar cineva încet ne zice, păi și pe mine m-a sunat neva să mai nou. Dar, nu, dar chiar... vreau să pun un bec de aceeași temperatură de culoare, de aia. Ăsta e 2500 Kelvin, ăsta e 5500. Da. Așa. Extraordinar. Aici mă simt acasă, unde oamenii schimbă temperatura de culoare a becului din lustră. Gata, hai că zic asta și mergem, că după aia... A căzut și asta! Ți-ai zis, toată dezbaterea susținându-se pe definiția lui Dumnezeu și având în vedere că într-o dezbatere, să fim serios și acum, nu cauți neapărat adevărul cu A, D, E, V mare, e... Caut să câștigi un meci, până tehnică. Se poate defini Dumnezeu ca sentimentul sacrului. Uh-huh. Așa, atunci ai câștigat. Păi da, asta spun. Pentru că toate populațiile din toate perioadele au avut sentimentul sacrului. Adică nu cred că există vreo populație, voi sunteți oameni care puteți să mă contrazice la asta, dar nu cred că există vreo populație de-a lungul istoriei undeva pe planeta asta care să nu fi avut o formă de religie. Adică acest sentiment al sacrului. Da, există. Care? E un trib undeva. Am o boală pe tribul ăla. Deci am o boală pe tribul ăla. Care strică tot timpul argumentul. Da, mă, e un trib, mă. Tot timpul dau asta. E un trib, nu. Okay. Dar e tot timpul e un trib. Asta spun că niciodată nu este. Da. Este populația Florenței din secolul 11, secolul. Nu, e un trib. Sunt trei băieți undeva care au o altă părere. În jungla amazoniană sunt trei băieți care nu sunt de acord cu tine. Care ei n-au sacru. Da, ei n-au sacru. N-au, i-au întrebat și n-au din cum au omorât pe omul care i-a întrebat, pare că n-au. Da. Da, mă, da. Înțelegi ce spun apropo de experiența umană. Da. Deci, acest sentiment al sacrului, al transcendentului, al religiei, apare cumva din cele mai vechi timpuri până ale noastre, în diverse forme. Da. Monoteiste, politeiste, orice. Dar tot timpul ideea asta a unei forțe mai mari este cum ar veni mema supremă. E gen chestia care există oarecum. Te uiți în sus și e gen. Da, ce-o fi acolo. Și am zis, dacă definești Dumnezeu ca fiind acest sentiment al sacrului, atunci poți să dovedești că ne însoțește oriunde și oricând și atunci înseamnă că există. Da, corect. Și într-un fel, poate părea definit prea strâmb pentru că nu dai celorlalți șansa să atace, dar pe de altă parte, întrebarea mea, cum altfel l-ai defini? Că până la urmă, Dumnezeu, ce vrei să zici? Că Dumnezeu creștin există? N-ai cum să... dovedești că Dumnezeu creștin există. Când zici Dumnezeu, te referi la toate formele de Dumnezeu. Și dacă te referi la toate formele de Dumnezeu, atunci ajungi în definiția asta. Sentimentul că e ceva deasupra care e mai mult decât noi, pe care o găsești, îți repet, de la niște triburi. Da, 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 mai puțin tribul ăla și mai sunt câteva momente. De care sunt sigur că și celelalte triburi își bat joc. Da. Sunt sigur că atunci când, uite măi, tribul ăla de n-are simțul sacrului. Exact înainte să cadă Imperiul Roman. Se uită în sus și nu-și pun nicio întrebare. Nu, se uită în sus numai după maimuțe zburătoare. Și ce? Ce? Și ce? Așa, și ce? Păi dar nu simți așa că e ceva? Nu. Cu totul pare ok, nu știu. Da. Nu știu ce. Nici nu cred că plouă azi. Pare, n-am nicio întrebare. Dar mai sunt, să știi că mai sunt momente. Perioada târzie din Imperiul Roman. Înainte să vină creștinii la putere și să distrugă templele. Așa? Dar erau temple. Templele erau abandonate aproape. Lucrețiu scria cu dispreț despre ele. După Cicero, care e următorul. Ăla îi scria lui ăla și mai bătrân, am uitat cum dracu-l cheamă. Pliniu, semi-bătrânul. Nimeni nu mai băga în seamă chestia asta cu zeii. Era doar o superstiție. Nimeni din societatea educată din Roma. Da, dar eu altceva te întreb. Cred că în momentul în care ajunge civilizația... Dacă te uiți acum în România, vezi altceva?
Păi tot așa, când civilizația păi ajunge la un nivel oarecare de așa, acum, în momentul ăsta, mesajul creștin sau mesajul religios nu mai este motorul civilizației. Da. E doar o chestie de fundal. Da. Redevine motorul când trecem prin un cataclism sau știu ce problemă avem și o luăm de la capăt, cum a fost când a căzut Imperiul Roman. Și după aia 1000 de ani a fost Ev Mediu întunecat, nu mai făcea nimeni baie, nu mai scria nimeni nicio piesă de teatru. Nu făcea nimeni baie? N-are niciun rost. Eu sunt sigur că era un trib care în continuare făcea baie. Exact. Oh, Dumnezeule, noi așa suntem învățați la stand-up. Se râde, pleci. Deci eu jur că da, eu părâs ăsta, bă, vă mulțumesc mult, da. Era un trip care făcea baie, da. Nu uitați pe asta, da, foarte bun closer. Da.